Salutare, salutare! Ce mai faceți? Bine ați venit la un nou live aici pe canalul meu de TikTok. Ce faceți? S-a alăturat cineva? Ia, Nicoleta, Alin, Marcu, Corneluș, Nico, unde ești? Sunt în Sinaia. Cine mai e pe aici? Dați-mi acolo un mesaj. Doar trei persoane? Nu cred. Ștefan, instalații vlog, Diana, Alexandra, ai lipsit? N-am lipsit. Am făcut aseară live până la 2 dimineața de aici din Sinaia. O, Bela, spargheața, mulțumesc frumos, Bela. Să fii sănătoasă și iubită de cine dorești. Taica, bună dimineața. Magic, salut, ai băut cafea? Nu beau cafea. Dar în schimb, beau un Pepsi dimineața și unul seara așa, ca să-mi trag cofeina din el. Perfect. Haideți să explorăm un pic Sinaia și mergem la Peleș să vedem dacă este semnal la Peleș. Și cam ăsta este live-ul de azi. Magic. Mersi mult, Magic. Bună dimineața, Marian. Hello, hello. Pe YouTube nu intri live? Ba da, un pic mai târziu. Pe YouTube o să intru live din Azuga și Predeal. Așa că dacă doriți să vedeți Azuga și Predealul cum se prezintă pe live, o să urc cu telescaunul până pe vârful Clăbucet. Rugăminte mare, intrați pe YouTube și căutați canalul meu. Am același nume ca aici, Marian Borcea. Și facem live din telescaun, urcăm până sus, vedem dacă e zăpadă, cum e pârtia. Dacă e pârtia deschisă. Soare, da, chiar e soare. Eu am venit din Dubai și Kuwait, de la căldură, cu gândul să găsesc zăpadă, dar nu este zăpadă. Ba mai mult, este atât de senin, uite, o să vă arăt. Ia să vedem, se vede de aici. Se vede și cota 1400 și cota 2000, senin, perfect. Nu se vede de aici, dar mai aproape de Peleș și o să vă arăt. 9 mame întreabă, iar cerșesc și Mariane, da, cerșesc atenție, pentru că mă simt așa neglijat, nu se uită nimeni la mine, chiar nimeni. Eu doar am aprins live-ul și sunt 350 de oameni. Ai venit din Dubai cu soare și căldură, da, corect. O să traversăm la prima trecere de pietoni și mergem către Peleș. Aici este mall-ul din Sinaia, pentru că da, au și ei un mall, da, mic, 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 mic. La 5 dimineața era lună plină. Păi, ce să zic, la 5 dimineața dormem de rupe. Și nu uitați de tap-tapuri ca să ajungă acest live la cât mai multă lume. Aolo, se ia iar de mine că cerșesc. Aolo, ce fac? Asta e, vă zic în continuare, de pap-papuri. Atingeți de două ori pe ecran, repede, așa, pac-pac. Asta înseamnă un tap-tap. Am pus și rimă. O casă foarte frumoasă, dar cam în paragină. Deci asta, când va fi restaurată, chiar arată ca un șalet elvețian. Și acum, la care m-a criticat, o să caut index. Ce naiba este șaletul elvețian? Pentru că vă dați seama, nu-l duce mintea prea mult. Înapoi trebuie să mergi pentru Peleș. Pe asta am vrut să zic și eu, că traversez la prima trecere și o să o iau în sens invers. Sebastian, mersi, mersi! Ce se întâmplă? De la prea multe sarmale, salată de bof, cineva a clacat. Iar aici, pe vremuri, era un drum către cabana Piscu Câinelui, care acum nu mai este în circuitul turistic. Era undeva acolo sus, pe această colină. O cămănuță interesantă la care se putea ajunge foarte frumos în 30 de minute, o oră, depinde cum mergeai. În Borsec și Sovata sunt multe case ca aceea, zice Iuca. Mulțumesc, Iuca. Știu de acele case. Vedeți, n-am mai scris acel hater. Încă
se uită pe Dex să vadă ce naiba e șaletul helvețian. Acum e doar piață în fața acolo, da, știu. Și clădirea asta care este primăria din Constanța. Sunt mai sus în parc, cobor spre tine imediat, vin să te troznesc. Gata! Varujan! Te aștept! Ai dispărut cam de mult de pe scena politică. Ce s-a întâmplat? Ești bine, sănătos? Ai grijă să nu te ia poliția, că nu ai voie să filmezi lucrurile ce e. De aceea e România, e Kuwait. Doar în Kuwait mi s-a interzis și am avut TikTok-ul restricționat 3 zile. Flower Power zice, nu pot să cred, nu e full de zăpadă, nici măcar la munte, așa ceva nu s-a mai întâmplat. Păi, un pic mai târziu o să ajung în Azuga și Predeal. Ce credeți? Este zăpadă în Azuga și Predeal, având în vedere că la Sinaia sunt vreo 10 grade cu plus? Matei Petre, sunteți un om minunat. O, mulțumesc pentru apreciere. Spune lui Vosganian că nu te bați duminica. A, da? Dar mai nou, nu dai cu pumn, nu dai mesaj și nu știți melodia celebră. Orașul Regal e nebunie. Cristi, mersi pentru trandafir. Haideți să-l cunoaștem pe domnul Vosganian. A zis că vine pe în parc. Florin, la mulți ani. Salut șeful TikTok-ul. Nu sunt eu. Știi cine sunt? Cei care apar aici pe undeva, clasamentul săptămâna. Lăia sunt cu banii groși. Cu banii, pachete, pachete. Eu aseară, după 3 ore de live prin Sinaia, prin frig, abia mi-am scos banii de cazare cu TikTok-ul ăsta. Deci, banii la mine nu trag, știți, e o vorbă sau nu știu, e o melodie. Super mișto primările astea, respect. Cum are drag, Ștefan? În trecut avea 4 stele, acum îl deschide cu 5 stele hotelul din fața ta. Deci pe vremuri s-a spus Hotel Montana, era cel mai tare hotel de aici din Sinaia, după aia s-a numit New Montana după renovare. Iar acum a fost cumpărat de cei de la Alexandrion, din ce știu, și îl vor face și mai luxos. Însă eu am amintiri plăcute în acest hotel, dar nu știu dacă pe vremuri îi spunea Hotel Bucegi, pentru că copil fiind, veneam cu bunica mea, avea bilete prin casa de pensie sau ceva și bunica mea mă lua cu ea oriunde. Plătea un fel de jumătate de bilet sau un supliment de cameră, nu știu cum se numea pe vremuri. Și chiar stăteam în acest hotel, dar nu arăta așa pe vremuri, era mult mai rudimentar, mai învechit. Da. Și dacă țin bine minte, chiar am stat în camera aceea. Bine, sunt amintiri de 20-30 de ani. Ce? 30 de ani mai degrabă. Marian, te rog frumos, unde te-ai cazat și cât costă? Eu cam am cazat la hotelul Micul Castel, dar nu că mi-am dorit. Nu este cea mai interesantă cazare. Doar pe exterior arată bine cazarea. Pe interior este decent, dar e curat. Eu când călătoresc, toată ziua merg, ajung noaptea târziu la cazare, fac un duș, mă bag la somn și am plecat dimineața. Eu nu dau bani mulți pe cazare pentru că nu stau în cameră. Adică dau bani ca să ce. Și asta, ieri când am intrat în Sinaia, am deschis aplicația Booking și m-am uitat să văd care este cel mai ok hotel în centru, raport calitate-preț. Și ăsta a fost. Hotelul Micul Castel, ți-l arăt, este un pic mai în față, pe dreapta. Dar, v-am zis, nu este cea mai bună alegere, este doar cea mai bună alegere din punct de vedere financiar. Că hotelul în interior este vechi, nu că merită renovat, ci trebuie renovat.
Câte grade sunt? Vreo 10. Îmi dă mesaj TikTok că nu se face target. Ah, ok. Ce tare. Deci, e bagabond TikTok-ul ăsta. Pentru că TikTok-ul e 75% din încasări. Mi-atrage atenția că nu se face targetul ăsta de 500 de saluturi. Hai că are nevoie și TikTok-ul de bani. Ce tare. Eu fac live-uri pe YouTube. YouTube-ul ia comision 30%, decent. Iar TikTok-ul, chinezii, 75%. Sunt mai rău ca virgulă cămătari. Ce părere ai de Hotel Caraiman după renovare? Hotel Caraiman, adică cel din Bușteni? Arăta învechit și trist așa și înainte și după renovare. Uite hotelul unde m-am cazat. User, mă ajută să fac targetul, mersi. Și TikTok-ul acum se bucură de comisiunea de 75%. Ăsta este hotelul unde m-am cazat, v-am zis, nu este cea mai bună alegere. Dar este cea mai bună alegere din punct de vedere financiar. Și ești aici, în centru. Deci, eu am ieșit din curtea hotelului, pac, și sunt în centru. Și am dat aproape 200 de lei pe noapte. Ce temperatură este acolo? 10 grade. În stânga ta, Hotel Carpatia. Da. Încă puțin până la 20.000, abonați-vă, copii. A, câți am? Cred că am 19.800. Deci mai trebuie 200 de urmăritori, de followers. Sincer, nici nu știu unde este butonul de follow. Cred că aici undeva, dacă este cineva care nu s-a abonat, apăsați acolo. Eu am stat peste drum. Iume, unde anume? Aici, la Lumea Bogată. Că aici stă Lumea Bogată, la Hotel Sinaia. Am intrat ieri pe Booking și era vreo 500 de lei cameră. Zic, a, cât? 100 de euro? Dar unde sunt? Pe Coasta de Azur? Marian, ar trebui hotelul să-ți dea cazare gratuită pentru reclamă. Nu sunt genul să zic lucruri bune ca să primesc o cazare. Nu sunt genul să fiu atârnător, atârnache, cum se zice pe la mine prin cartier. Eu vă zic hotelul ăsta unde m-am cazat pentru că chiar aici m-am cazat. Dar când primești ceva gratuit, uite, de exemplu, eu v-am zis, nu este cea mai bună alegere pentru că interiorul este deplorabil. Dar este curat, este decent. Exteriorul, în schimb, arată bine. Dacă eu primeam cazarea Moca, mai puteam să fiu așa, imparțial? Vă spuneam, mamă, dacă veniți aici în Sinaia, cea mai bună, dar cea mai bună alegere, rețineți, este acest hotel. Este wow, este în interior, ce? Wow. Cum fac majoritatea influencerilor când primesc, nu știu, o pastă de din Smoca. Dar eu prefer să fiu obiectiv. La obiect. Prețurile la Hotel Sinaia au crescut destul de mult, dar se merită pe deplin. Te cred, dar eu dacă stau tot timpul pe afară, toată ziua până noaptea târziu ajung aseară. De fapt, azi noapte am terminat live-ul la ora 2 dimineața și m-am dus la cazare. Am făcut un duș, m-am băgat în pat, era ora 3 dimineața. Păi merită să dau 100 de euro pe noapte ca să mă bag la somn la 3 dimineața și la 10 să plec din cameră. Da, eu nu pot fi... Adică, da, ok, mai, am mai primit și eu pe YouTube, recunosc că fac YouTube, live-urile astea pe YouTube de mulți ani. Am mai primit lucruri gratuite. Dar nu poți să spui părerea ta sinceră. Dacă în cameră miroase a... Mă scuzați că vă zic, miroase a mort. Nu poți să zic, vai ce frumos, miroase aici a levânțică. Că nu e ok. Că după sfatul meu, poate se cazează alt turist. Ia uite, ne-a recomandat Marian Borcea acolo. Și când intră turistul, miroase a mort. A, mama lui de... Între ghilimele.
Deja am 19 noi urmăritori care au apăsat aici pe butonul ăsta de sus. Deci mai am nevoie de 180 și facem pragul de 20.000 de urmăritori. Ar trebui să sărbătoresc. Ar merge un par de vin fier? Ar merge. Bun. Eu o să încep urcarea către Peleș. Și o să iau prin parc, trec pe lângă mănăstirea Sinaia și apoi vedem mai departe. E ok? Sună bine? Eu zic că sună bine. Și nu mă uitați, vă rog frumos, cu tap-tapul ăla ca să ajungă acest live la cât mai multă lume. Ar fi păcat să nu vedeți în timp real cu mine cum arată Sinaia. Decorațiuni de Crăciun care încă nu au fost scoase, dar nu-i problemă. Mai sunt doar 358 de zile până la Crăciunul următor. Mai are în parc Pironiana? Nu știu. Ultima oară când am fost aici în parc, făceam un live pe YouTube, acum un an și ceva, dar n-am văzut Ironian. Ca așa, imaginea este foarte frumoasă. Ce părere aveți? Se vede bine parcul ăsta pe ecrane? Se vede, dar când ajungi aici, parcul nu este așa frumos. În ce top pui România dacă ai cere un top țări europene? Este grea întrebarea pentru că știu prețurile din România, știu condițiile de, cum să zic, condiții de cacauna ale cazărilor de pe Valea Prahovei și cum poți să recomanzi România ca destinație turistică când în alte țări mult mai dezvoltate din Europa cazările sunt aproape la jumătate de preț. Mâncarea în Olanda, în Italia, este mult, mult mai ieftină. Și nu mă refer la mâncare de restaurant, mâncare din magazine. În România s-a scumpit totul și nu înțeleg de ce. Noi avem bani mulți, noi avem... ce să avem? Nu avem nici infrastructură. Nu avem condiții. Jumătate din România, poate chiar mai mult, încă face pișu și căchiță în fundul curții, pe la țară. N-au canalizare, n-au toalete în casă. Suntem în urmă rău. Și acum o să-mi iau hate, gură din aia. Hai mă, Mariane, că nu e chiar așa, ba da, chiar așa este. Avem prețuri mai mari ca în țările civilizate. Ce hotel este în stânga? În stânga? Scuze, asta era dreapta. În stânga este Hotelul Regal. George zice, dacă ar fi calitate în România, ar merita acele prețuri. Da, dar nu este. Pentru că mănânci la noi alimente din magazin și nu știi ce mănânci. Te mai uiți pe etichetă, da? Crezi că producătorii chiar trec orice bagă în acele preparate? Eu nu mănânc carne de pui luată din magazin. De ce? Pentru că am avut ocazia să văd, acum vreo 3 ani, cred, 3, poate chiar 4 ani, am fost la ferma unui amic, să zic așa, de pui. Și îmi spunea, păi puiul ăsta care arăta cât o găină, deci dita mai găina, mi-a zis că are o lună și un pic. Zic, n-are cum, las-o. Ba da, hai să-ți arăt ce băgăm. Și pe lângă mâncare băga niște punguțe așa, cu un praf, îi turna peste mâncare și a zis că nu știu ce chestie, că ajută la creștere. Deci puiul de la stadiul de ou până la dita mai găină, așa ca mărime, O lună și ceva. Păi cum să crească puiul ăla dacă nu bagă diverse prostii în alimentele, în mâncarea puiilor? Și toate chimicalele alea este, nu știu, sunt asimilate de pui. Deci carnea de pui, hormon, da, ok, uite, hormon. Deci eu nu mănânc carne de pui din acest principiu. Pentru că un pui n-are cum să ajungă la stadiu de găină ca mărime fără să aibă ceva chimicale băgată în mâncarea lor.
Dominic zice, concentrate. Și ce carne mănânci? Încerc vită și eu sunt fan al mâncării arabești, turcești, libaneze. Mănânc carne de miel. Nu zic că n-ar avea și acele tipuri de carne probleme, dar parcă nu cred eu că un miel sau o vită, o vacă, crește într-o lună cât Făt Frumos în 3 zile. Și dacă are hormon ce? Bondărel? Păi, ia gândește-te, este ok? Acele chimicale pe care le mănâncă puiul și crește peste noapte, apoi tu mănânci puiul respectiv? Uite, Liz la porci și le dă restul de mâncare din magazine, nici nu scot plasticul de pe unele. Da, nici carne de porc, recunosc că eram fan carne de porc, până mi-au descoperit ficatul cam gras. Ah, am un clip pe YouTube, tare, tare rău de tot. Am un abonat pe YouTube, un doctor foarte, foarte bun, Nicu Caciaune, este un medic radiolog, ecograf, fist, sau cum se numește exact, nu știu, are mai multe specializări, dar e pe radiologie și ecografie. Și m-a invitat să îmi fac un control, o ecografie totală. Și am făcut live pe YouTube. Deci am pus camera, m-am dezbrăcat și a început doctorul să zică, păi, ia uite, ai ficatul cât un porc de mare. Zic, cum adică am ficatul cât un porc de mare? Păi, ia uite. Și mi-a arătat pe ecran, bine, pe live toată lumea râdea, Mariane, ai ficatul imens. De ce? Am mâncat multe chestii proste. Și m-a speriat. Și de atunci nu prea mai mănânc carne de porc, mănânc așa rar la sărbători. Pentru că până nu te sperie cineva că ai probleme mari, bine, eu chiar aveam ficatul mărit, nu era nicio glumă, m-a cam speriat și nu prea mai mănânc carne de porc. Deci dacă vreți să vedeți acel clip, este pe YouTube, cred că ecografie Marian Borcea se numește și chiar mă vedeți acolo dezbrăcat, stând pe masă, la... ai grijă de sănătatea ta, mănâncă sănătos. Păi asta fac, cât de cât. Sănătate, domnul Marian, pe unde ești? În Sinaia, în fața hotelului Regal. O să merg iarăși la o ecografie abdominală totală. Cred că peste o lună, două. Chiar sunt curios dacă am tăiat carnea de porc de pe listă și nu mai mănânc toate tâmpinile. Ficatul meu gras a slăbit un pic sau nu? Alina zice, și eu am avut probleme gastro, am renunțat la carne și sunt perfect sănătoasă acum. Super tare, Alina. Mai bine vegan. Bine, să știi că nici vegan 100% nu e ok. Pentru că dacă eram vegani, ne nășteam ierbivori. Mâncam doar, nu știu, doar plante și verdeață. Dar rasa asta noastră, rasa umană, nu este vegan în totalitate. Toți strămoșii noștri au mâncat carne. Intră un pic în holul, în hotelul Regal. Ok. Hai să intrăm. Dacă știi și pe unde este intrarea, ce bine ar fi. Ca să nu mă fac de râs, cu toate că am intrat doar. What? Terasa, restaurant? Nu. Aveți idee să nu mă fac de râs unde este intrarea? Cu toate că acum un an jumate am intrat. Da, filmam pentru YouTube. Pe scări și intri în acel hol lung. Deci pe aceste trepte. Să intrăm pe aici, pe treptele astea? Nu știu de aici. Nu-i pe aici, aici este doar terasa restaurantului. În fine, dacă o văd, o văd, dacă nu. Doru zice, pe acolo era. Serios, pe acolo era?
Asta e, nu mă mai întorc acum. Alex Diaconu, unde ești, prietenaș? Păi, unde crezi? Recunoști clădirea asta din față? Poate cel mai cunoscut casino din România? Uite, Corneliu zice, nu mi-am amintesc că se poate și pe acolo. Unii spun că pe acolo era. Deci, am lămurit misterul unde sunt. În fața Casino Sinaia. Nu uitați să dați tap-tapuri ca acest live să ajungă la cât mai multă lume. Rugăminte mare. Deci am 37.000 de aprecieri. Haideți cu pragul de 40.000. Cu ce telefon filmezi? Cu un iPhone 13 Pro cu ceva setări băgate în el. Știi că hotelul Regal e conectat subteran cu cazinoul? Auzisem ceva de genul, dar nu știu sigur și de aceea prefer să nu zic mare lucru. Și se poate vizita din ce știu. Sau cel puțin așa era acum vreo 2-3. Da, uite casa de bilete undeva în dreapta. Frumos aici. Se vede lacrimă mare, nu știu. Ai pus ceva pentru stabilitatea mișcării, se vede perfect. Logic. Eu dacă fac de ani de zile live-uri pe YouTube, am venit aici cu echipament pe TikTok. Adică am venit. Am același echipament ca pe YouTube. Când fac live-urile pe YouTube, se vede la fel de bine, poate chiar mai bine pe YouTube și vă spun de ce prefer YouTube-ul. Pentru că imaginea este orizontală. Uite, acum vezi vertical și taie foarte mult din perspectivă. Imaginează-ți că imaginea este așa lată. De aceea vă invit de fiecare dată când am ocazia pe canalul meu de YouTube, pentru că live-urile pe YouTube se văd mult mai bine, e mult mai lată imaginea. Stere mă întreabă unde sunt? În Sinaia. Targetul meu aici pe TikTok, ce zice? Puteți să-mi spuneți? Aoleu, două saluturi din 500, doar două persoane. Nu-i bai, nu-i problem. Poți să faci aici, să rotești imaginea. Da, dar lumea se descurcă mai greu. Pe TikTok ești învățat să ții telefonul așa. Bun, mergem la mănăstire prima dată. Iar apoi, Castelul Peleș. Iuca, mulțumesc frumos, mă ajută să fac target-ul. Dar pentru Moldova, ce este? 90 FM. A, este un post de radio. A, din Republica Moldova au venit să viziteze. Hai să mergem la mănăstire prima dată. Octavian, te capricii, nu ai mai luat-o? Păi, ea are contentul ei, eu am contentul meu. Eu sunt obișnuit când am un invitat să avem comunicare destul de amplă, bună. Ați văzut când fac live-uri cu Sorin Constantinescu, cu Silviu, cu Aurel, cu toți care au apărut pe live-urile mele. Trebuie comunicare amplă într-un live. Când pleci din România să vizitezi alte țări, săptămâna viitoare plec în Arabia Saudită. Otilia, bună om drag! Otilia, mulțumesc că te-ai alăturat și nu uita de tap, tap.
Wow! Nu înțeleg de ce. Poate că nu m-am obișnuit destul, am obosit. Și n-am mers mult. Cred că am mers vreo un kilometru. Am vrut să zic asta, dar ziceam că nu te deranjezi. Voi credeți că nu mă prind de anumite mesaje ale voastre sau... Totuși am o vârstă. Felicitări pentru felul în care postez pe TikTok. Da. Cum postez eu pe TikTok, ca să fie clar? Aici pe TikTok, dacă nu faci interacțiune cu lumea, în sensul că nu bagi persoane în live, TikTok-ul nu prea te promovează. Și încerc să împac și una și alta. Prima dată, în prima parte a live-ului, fac cum fac eu live-ul pe YouTube. Mergem, explorăm orașul, vedem una alta. Și spre finalul live-ului, băgăm lume în live, mai facem un match, mai cunoaștem lume nouă. Deci cam așa împart eu live-ul. În sensul că să mă promoveze și TikTok-ul, să fac și live-uri cu cineva, că meciurile alea, dar să fac și treaba mea. Iar treaba mea e să vedem, să explorăm cât mai mult. Toată ziua hoinărești. M-ai întrecut. Julius, păi cum adică te-am întrecut? Păi cu ce te ocupi? Magdalena, oh, hello, Magdalena. De fiecare dată când citesc numele ăsta, Magdalena, îmi vine melodie, în cap melodia respectivă. Îmi cer scuze, Magdalena, dar în spatele tău este viitoarea vila domnului primar. Ia, care este viitoarea vila? Adică asta? Asta e vila primarului? Sau care? Iulian, de unde ai bani? Păi, Iulian, uite, eu mai primez niște cadouri, apar aici. Un trandafir, o salut, o... orice desen din ăla, mie îmi vin niște bănuți. Uite, de acolo am bani. Uite, Ionuț Mircea mi-a trimis un salut. Asta înseamnă că mi-a intrat și mie 2-3 bănuți dintr-un leu. Pentru că TikTok-ul ia comision foarte, foarte mare. Acum ai înțeles de unde am bani? Uite, și Magdalena și Aniela mi-au trimis saluturi, mersi. În curtea mănăstirii Sinai a fost dat teren gratis, serios? Adică aici, pe undeva? Aaa, te referi la aia, deci aia e vila primarului? Mă, dă-l naiba. Cam cum a reușit să ia teren în curtea mănăstirii? Bine, donație, donație. Dar ce interes au fost la mijloc? Asta în caz că e adevărat. Deci am auzit cei din Sinaia nu prea au o părere bună despre primar. Cu toate că el al 20-lea mandat, cine știe, de când e primar. Unde ai petrecut revelionul? În Dubai. Mulțumesc frumos, Magdalena. Deja mă ajută să fac targetul. Am 5% din target făcut deja. Haideți că poate îl termin. 500 de salutări. E o întrebare retorică, nu? Ba da, logic că e întrebare retorică. Cum de-a obținut el teren aici? În ce țară ești? Mă întreabă Teo. Cum să răspund la întrebarea asta? O fi glumă sau e chiar pe bun? Mă întreabă. Uite, Teo, sunt în fața mănăstirii Sinaia, o frumoasă mănăstire. Deci unde sunt? Ce părere ai de justițiarul? Părerea mea e că e cineva care caută atenție. Și când cauți atenție, ești dispus să faci diverse chestii, mai mult sau mai puțin normale, ca să capeți acea atenție. Nu am o părere bună, nu am o părere rea, nu-l cunosc, nu-l urmăresc, dar fără să vreau, repet, fără să vreau, mi-au ajuns în fața ochilor diverse știri, diverse articole
Și cât de cât să-ți faci o părere că e ok sau nu e ok, dar o țin pentru mine. Merită mai mult TikTok decât YouTube, că te mulți mai mult pe aici. Da. Merită din punct de vedere al recunoașterii muncii mele, să zic așa. Pentru că în 3 ore de live pe TikTok îmi scot măcar banii cheltuiți în ziua respectivă. Pe YouTube nu pot să fac asta. Adică eu nu caut profit, măcar să-mi scot banii cheltuiți pentru a putea face acel live. Și uite, TikTok-ul chiar poate oferi acest lucru. Pe YouTube se câștigă foarte prost. De câțiva ani pe YouTube sunt în pierdere. Adică cheltui mai mult pentru a produce content decât câștig. Content, adică uite, live-uri, clipuri de treabă. Cătălin, salutare! Salut, salut! Marian, te deplasezi cu mașina personală între orașe? Da. În România, ca atunci când călătoresc afară, dacă pot să închiriez mașină la un preț decent, închiriez. Dar nu tot timpul merită și nu tot timpul am posibilitate. De ce spun lucrurile astea? Păi eu călătoresc foarte des și schimb și țările, schimb și orașele. Și când închiriez o mașină, trebuie să lași o garanție de pe card. Se blochează de la 300 de euro până la 1000 de euro per mașină. Iar firmele de rent a car nu ți deblochează imediat banii. Băi, am dus mașina înapoi, ai inspectat-o, e ok, eliberează-mi garanția de pe card. Nu. Durează 2-3 săptămâni, dacă vă vine să credeți, să-ți elibereze garanția. Păi eu am dus mașina înapoi în stare perfectă astăzi. Eliberează-mi mama garanția. Și nu. Se eliberează după 2-3 săptămâni. Închiriez o mașină. Schimbă țara, schimbă orașul, ajung într-o altă țară, închiriez iar mașină. Păi, altă garanție. Mai dau și acolo 500 de euro garanție. Mai dau încă 500 de euro. Și nu îmi deblochează. Pe câți bani trebuie să am eu pe card să poată să-mi blocheze 2-3 rent-a-car-uri. Și dacă închiriez o mașină, închiriez poate una pe lună sau poate două pe lună. Dacă putea, bine, logică putea, dar nu vor. Să-ți deblocheze garanția mai repede, puteam închiria mai repede. Da? Să-ți dea dobândă. Păi, logică trebuie să-mi dea dobândă. Că îmi blochează 500 de euro sau. Să știți că am avut închirieri și cu 1000 de euro lăsat garanție. Păi, de unde încă 1000 să mai închiriez o altă mașină în altă parte? Păi, dacă aveam bani, mai făceam eu live-urile astea. Pentru aceste mici amenajări făcute de primărie în fața mănăstirii, a primit gratis de la mănăstire. Ah. Dar ce a făcut el din buzunarul lui ca să primească gratis? Adică ce, primarul a dat ceva bani din buzunarul lui? A dat pe... Era să zic ceva. A făcut aceste amenajări pe banii tuturor. Corina, va fugi frizerul? Da. Că i-am zis că am vreo 20 de lei și i-a zis că nu mă poate tunde cu 20 de lei. Și zic că dacă tot am venit aici și am 20 de lei, ia măcar firele. Și a zis, adică vârfurile astea, nu firele. Și mi-a zis, bine, hai, măcar un pic firele despicate și atât. În ziua de azi nu te mai poți tunde cu 20 de lei. George zice, te tund eu, domnul, pe gratis. Serios? Ok. Blochează banii 2 săptămâni ca o măsură de siguranță în caz că apar amenzi. Da, dar măcar să-mi zică. Nu să mă mintă. Că, cum aduceți mașina, vă eliberăm garanția. Chiar acum, după ce plecați pe ușă și semnați că e tot ok, vă eliberăm garanția. Și durează 2-3 săptămâni. Pe mine mă enervează minciuna. Mă enervează lucrurile astea. George zice că mă tunde gratis pentru live-urile pe care le fac. Super tare. Deci gata, am găsit frizer gratuit care să nu-mi ceară 50-60 de lei pentru tuns, când eu am doar 20.
Gen Pan, salutare. Salut, salut. Asta este biserica mănăstirii, dar nu este cea mai veche și cea mai frumoasă, după părerea mea, este aici, pe stânga. Haideți să o vizităm pe aceasta, că îmi place mult mai mult. Ești magnific la frizer, îi dai și pagă 20 de lei. Acel tips. Îl pune dacă a revenit semnalul. Puteți să-mi spuneți dacă este... Este semnal? A revenit. Ah, ok. O să încerc să vorbesc cât mai încet și mai puțin. Este frumos să te plimbi prin Sinaia, chiar este. Excelentă intrare, chiar. Bun. Deci am intrat în mănăstirea Sinaia. Eu nu știu, mersi pentru salut și mă ajută să fac targetul. Am 5% din targetul de saluturi pe care TikTok-ul mi l-a pus acolo sus. 5% e ceva, nu? Silvia, mulțumesc frumos, mă ajută și la target. Unde e? În Sinaia, mănăstirea Sinaia. O mănăstire foarte, foarte frumoasă. Și dacă e cineva interesat, vă pot spune câteva lucruri despre mănăstirea Sinaia. Pentru că nu este prima mea vizită și chiar am făcut un clip de travel foarte tare pe YouTube de aici și știu istoricul mănăstirii. Deci ia scrieți-mi dacă vreți să spun câte ceva despre ea. Scrieți da sau nu. Haideți ca să vă văd. Ok, doriți, da? A, uite, Dorian zice nu. Deci sunt persoane care nu vor. Deci această mănăstire Sinaia este construită la poalele muntelui Furnica. De aici în stânga începe muntele Furnica. Ca altitudine este undeva la 850 de metri, dacă țin bine minte. Gândiți-vă că nu știu chiar 100% datele astea exacte. Am făcut clipul de travel acum vreun an jumate pe canalul meu de YouTube. Deci cred că e o altitudine de 250 de metri. Și lângă mănăstirea Sinaia este și castelul Peleș, fosta reședință de vară a familiei regale a României, cred că în anii 1880, dacă țin bine minte. Aici, pe această fundație a mănăstirii, au existat de mult, cu mulți ani în urmă, alte schituri mici de lemn. Dacă țin bine minte, se numea schitul Ana și Nicolae, ambii sfinți.
Această mănăstire, logic, este un moment istoric de patrimoniu al României. Din ce știu, titorul principal este spătarul Mihail Cantacuzino. Lasă și vedeți. Uitați acolo. Titorul principal. Și dacă țin bine minte, anul este 1690 sau 1695. Stai puțin că trebuie să ne spun. 1600, vedeți pe undeva? Cum e? A, da, uite. 1695. Deci această mănăstire este titoria Marelui Spătar Cantacuzino în anul 1695. O, oh, salutare, Big Boss! Ce tare, mă avertizează TikTok-ul când intră Big Boss. E ceva. Așa, această mănăstire nu a fost atât de mare de-a lungul timpului. Ea, la început, a fost gândită să adăpostească 12 călugări. Apoi, ulterior, s-a construit alte și alte clădiri monahale. Deci această biserică este prima ctitorie oficială din mănăstirea Sinaia, ctitoria Marelui Spătar Cantacuzino. Ok, haideți să mergem și la cealaltă. O să pice un pic semnalul. Așa arată o mănăstire de 300 de ani. Sebastian, cu siguranță ai plătit la intrare pentru filmare. Da? Și normal, am plătit pentru intrare. Dar, ghiți ce, nu o să intru înăuntru. A încercat cineva să mă înțepe dacă am plătit pentru filmare. Se plătește dacă intri înăuntru, în mănăstire, în biserica mănăstirii, nu să te plimbi prin curte. Live pe Facebook din Predeal mai faci? Și da, dar când ajung. Acum mergem la Peleș. Da, cam atât v-am arătat din mănăstirea Sinaia. Mergem acum către Peleș. Nu uitați de tap-tapuri, vă rog frumos, că acest live să ajungă la cât mai multă lume. A, uitați-se chiar și, cum se zice, un istoric pe scurt. Incinta veche construită în anii 1690. Da, știam. De, chiar v-am zis că nu mai eram sigur că 1690 sau 1695. Ei bine, s-a construit în 5 ani. Deci știam bine cele două date. Așa. Haideți la castel. Plus că atunci când filmez pe undeva, da, plătesc taxă de intrare, mai ales în lăcașurile de cult. Dar niciodată și niciodată nu am intrat într-o biserică sau mănăstire în care trebuie să plătesc. De ce? Ca să intri într-o biserică sau într-o mănăstire, să te rogi să te închini sau să o vezi și să trimiți o rugăciune în gând, nu trebuie să plătești. Nimeni nu trebuie să-ți îngrădească dreptul la credință, la religie. Păi eu dacă nu am bani de intrare, ce fac? Nu mă pot ruga? Nu pot intra într-o mănăstire sau într-o biserică? Iar taxele astea pentru a vizita lăcașe de cult mi se par foarte
aiurea, cel puțin. O casă foarte frumoasă. Chiar este foarte tare. A intrat în moschee și în biserică nu intri. Era slujbă. Auzise, nu știu dacă s-a auzit pe sonor, o rugăciune în interior. Cred că era la boxe sau ceva de genul. Și evit să filmez când sunt rugăciuni, pentru că în acel moment nu trebuie să perturbi cu filmări sau să intru să și vorbesc în biserică. Iar ai spus adevăr. Violeta zice, nu am auzit până acum să plătește. E, nu. Violeta, sunt numeroase biserici și mănăstiri în care trebuie să plătești intrare. Iar eu, din principiu, nu dau bani, nu vizitez. Pentru că nu mi se pare normal să îngrădești accesul la credință, la religie, dacă nu ai bani. În acel moment. Silvia, mulțumesc frumos, mă ajută să fac targetul. Ia să vedem câte saluturi s-au strâns. 31 din 500. Oh, e 6%. Foarte tare. Iluzia zice, bine faci. Este vorba de principiu. Acum 2000 de ani nu cred că cineva impunea taxele astea. Când a apărut credința ortodoxă. Ba mai mult, acum 2000 de ani, preoții mergeau din casă în casă călare pe măgari și erau îmbrăcați foarte simplu. Găduiau credința gratuit și erau oameni simpli. Acum dacă intru aici în spate, unde sunt mașinile preoților, sub nicio formă nu cred că văd un Logan. Adică o Dacie. Dar asta e o altă discuție despre cum s-a schimbat religia în 2000. Religia ortodoxă. Bună, Marian, bine ai revenit în România. Te auzi cam rău. Mai are cineva problemă cu sonorul? Puteți să-mi spuneți dacă mai aveți probleme cu sonorul? Salutare, Marian, nu te-am mai văzut pe live, tocmai din Dubai. Păi uite, ăsta sunt. Mă vezi acum din nou. Elena mă ajută și ea să fac targetul, mersi. Acum e mai ok. Da, mi se dusese microfonul, aiurea. Eu te aud bine. Super. Mă bucur. Ia să vezi acum mesaj. Marian, dar nu te tunzi. Cât durează până primesc un mesaj? Se aude înfundat, acum e mult mai bine. Perfect. Corneliu și Nestrudim, să-l facem și mai cunoscut pe Marian. Dacă vreți să vă faceți cunoscut, știți cum puteți face? Că doar voi aveți puterea asta. Undeva aici, în partea de jos, este o săgeată așa. Dacă apeși pe acea săgeată, asta înseamnă că distribui acest live la prietenii tăi de pe TikTok. Apăsând pe acea săgeată, TikTok-ul recomandă acest live prietenilor tăi. Nu costă nimic, nu doare, nu mușcă, deci doar dacă apeși pe acea săgeată, mie îmi faci un bine. Pentru că intră și prietenii tăi pe live. Și o să vadă prietenii tăi că nu te uiți la toate tâmpenile, toate înjurăturile, toate certurile de aici, de pe TikTok, toate pițipoancele. Și mai vezi și altceva. Și o să zică, wow, ia uite, se uită în sfârșit la ceva de calitate pe TikTok. Așa o să zică prietenii tăi. La curtea de Argeș mi-au cerut bani ca să pot face fotografii. Da, dar stai, aici e totuși cu totul altceva. Una e să intri să te rogi și să trimiți un gând bun divinității.
sau să rogi după caz de pentru sănătate, pentru ceva. Și alta este să intri acolo să faci poze sau să filmezi. Sunt două discuții total diferite. Sebastian, în sfârșit, un om care știe să filmeze, respect. Sebastiane, am lucrat în domeniul televiziunii, am făcut școala populară de artă, secția actorie, adică sunt și în domeniu, bine, am fost, și am și cunoștințe. Ba mai mult, am un canal de YouTube de peste 12 ani, se numește Tourism Land. Pe acel canal de YouTube, Tourism Land, filmam obiective turistice acum 12 ani, când YouTube-ul încă abia apăruse în România. Deci, logic, fără să mă laud, am ceva experiență. 19.900, încă 100 și ajungem la 20.000 de followers. Wow, ce tare! Deci, încă 100. Deci dacă 100 de persoane apasă aici unde e numele meu și îmi dă urmărire, sărbătorim în direct 20.000. Ah, ce tare! Acum câțiva ani erau niște tarabe de prost gust, niște cașcarabete, niște maghernițe de lemn. Deci mi-aduc perfect aminte că erau un chici pe aici și mă bucur că au dispărut acele cașcarabete, acele chicioșenii. Eu am o problemă cu cașcarabetele astea. Am văzut cașcarabete și maghernițe chiar și la Mănăstirea Prizlop. Deci lumea care se duce la Mănăstirea Prizlop, în parcare are parte de un bazar din ăla de prost gust. Un bazar cu tot felul de chicioșenii, tot felul de chestii made in China, zbârnietori. Ce să zic, e un chici. Cine se duce la Mănăstirea Prizlop sau să vadă sau să se roage la mormântul părintelui Arsenie, n-are de ce să cumpere de la cașcarabetele alea, tarabele alea, nu știu, parfumuri, dulciuri, jucării pentru copii. Ați fost la Mănăstirea Prizlop? Deci eu m-am speriat când am ajuns în parcarea mănăstirii. Zic, mamă, ce e aici? Am ajuns în bazarul Europa din București, în Dragonul Roșu. În octombrie erau. Ok. Și eu la fel am ceva cu tarabele. Papa, îmi dă cineva o veste proastă. Nu mai sunt acolo, le-au mutat mai în față? Serios? Eu am crezut că au dispărut de tot. Credeam că în sfârșit au făcut o chestie bună. Ai schimbat telefonul să tărie ceva, fiindcă sacadează imaginea. Păi sunt în pădure și nu este semnal. Ia stai un pic să văd tele și pot să schimb. Să-mi spuneți dacă se aude și se vede mai bine acum. Le se aude? Se vede? Sunt în pădure și e logic să nu. Da, se aude. Perfect. Am schimbat cartela. Am trecut pe o altă rețea. Unde este semnalul mai bun? A, deci au mutat cașcarabetele și maghernițele. Urât. Mai am un pic și ajung la castelul Peleș și Pelișor. Magdalena, mulțumesc, zice că se aude. Exact ce vă ziceam. Pokémon, dulciuri, jucării pentru copii. Adevărul că un Pokémon poate sta fără probleme lângă o icoană. Nu e tare? Păpuși matrioși ca urși panda, iarăși icoane.
Avem și obiecte de artizanat. Deci nu vine să cred. Le-au mutat mai așa. Porumb fiert, ba da. Să știți că cred că o să-mi încalc promisiunea și o să cumpăr ceva de la Cașcaravete. Deci nu vine să cred ce poftă mi-a făcut. Ce credeți că o să cumpăr? Am zis că nu cumpăr, dar am trecut pe lângă o cașcarabetă, pe lângă o tarabă și am văzut ceva ce-mi place. Ce credeți că o să-mi cumpăr? S-a supărat de la regizor. Mami, ți-ai luat porumb? Nu, nu mi-au porumb. O să cumpăr ceva la întoarcere. Halviță, acolo. E prin zona dulce. Deci nu vine să cred, o să-mi cumpăr ceva. Ești la Hanul Drumețului Maria? Nu, prin zonă. Am ghicit oare ce cumperi? Ia să vedem. Napolitane, porumb colb, copt, halviță, nu. Ciocolată de casă. Sunt niște batoane. Uite, Corneliu a găsit. Corneliu a ghicit. Chiurtoș. Ciocolată de casă, da. Am văzut niște batoane de ciocolată de casă. E moartea mea. Curtoș cu nucă. Să știi că îmi place și curtoșul, dar nu poftesc atât de mult cum poftesc la o ciocolată de casă. Din Dubai în Sinaia. Păi, avion privat, da, corect. Salutăm! Salutare! Ce Salut! faci? Ne Un uităm la live pe vlogurile TikTok. tale. Mersi! Salut, Ionut! Cristina, părinții. Marian, Foarte frumoasă Marian, să vlogurile trăiți. tale. Mă bucur că vă Sincer, uitați. chiar mi-a plăcut foarte mult. Ai fost și în Canada, dacă nu mă înșel, nu? Și în Canada, da. Da, acolo s-a dus fratele meu acum de curând. Păi are ce să vadă dacă se duce. A s-a dus la Nu, muncă? au să muncesc acolo, da, în Vancouver. E o comunitate foarte mare de români. Sunt Da, a prins zeci niște de români mii. care l-au ajutat foarte mult. Păi și pe mine m-au ajutat. În Da. o lună de zile n-am plătit pe nicăieri, m-au Da, plimbat am de fost m-au. și chiar ne-a plăcut foarte mult. Mă bucur. Da. Succes în Salutare, continuare, salut, salut. salut. M-am întâlnit cu abonați de pe YouTube. Îmi spuneau de vlogurile din Canada. Am câteva vloguri din Canada foarte frumoase, clipuri care au avut succes. Haideți cu tap-tapuri ca să intre cât mai multă lume să vadă castelul, că e păcat. E al nostru, e mândria noastră și chiar arată într-un mare fel. În Ferentari când faci live? Păi când am escortă. Adică când am pază. Dacă știi pe cineva care să-mi asigure pază. Plec și eu în Canada. Păi, Cristiane, dacă vrei să vezi cam ce poți întâlni în Canada, intră pe YouTube și caută canalul meu, Marian Borcea. Am peste 20 de clipuri din Canada cu orașele pe unde am fost, ce am vizitat,
Cascada Niagara, am trecut și pe partea americană. Am fost și la 1000 de insule, cea mai tare, după părerea mea, zonă din partea de jos a Canadei. Dă mund, dar stric acele țigănii de chioșcuri. Știu, asta am zis și eu, nu îmi plac. Vin la castel să văd castelul, nu să intru într-un bazar. Ia uite, și muzică bună. Mariane, unde pleci? În Arabia Saudită săptămâna viitoare. Vă duc eu cu mașina în Ferentari. Corina, scriem pe Instagram sau Facebook Marian Borcea și facem o plimbare. Deci adaugă-mă la prieteni, oricum adaug pe toată lumea. Deci pe Instagram sau Facebook Marian Borcea. Și facem o plimbare împreună în Ferentari. Gata, s-a făcut. Vezi că eu nu zic aiurea. Eu când zic o chestie, se întâmplă. O să ne filmezi și în interior? Nu. Am văzut că au intrat ceva gagicuțe pe live-ul tău aseară, Andrei. Păi, aseară. Acum ziua dorm. Noaptea sunt ele prezente. O să ne filmezi în interior? Nu. E o taxă destul de piperată pentru a filma. Ultima oară, cred că era vreo 1000 de lei. Pentru poze e cam 100, din ce știu. Acest castel Peleș, construit în forma unui șalet elvețian, șaletul este un mic castel de munte, să traduc așa în termeni populari, din zona Elveției, zona Germaniei și zona Italiei, care se învecinează cu Elveția. Dar în Dragonul Roșu nu faci live? Oh, păi și acolo am nevoie de protecție, că mafia chinezească e prezentă pe acolo. Apar și Shaolin Ninja. Și o vilă, dar lăsată cam în paragină. Aparține tot de domeniul regal. Este vilă turistică 2 stele. La cum arată, hai să zicem, o stea jumate. De ce zici că e țigănie la Peleș, Ionuț? Nu la Peleș. Pe drumul spre Peleș, acele cașcaravete care vând de la Pokémon la jucării chinezești, vând și icoane, vând și produse tradiționale mai mult sau mai puțin dubioase, vând și costume populare made in China, dar făcute ca să semene cu o ie tradițională. Eu cu țigănia am o problemă. E o fostă moară de apă, proiect abandonat. Păi am văzut că este transformată în vilă turistică și da, putea fi moară de apă, pentru că uite râul aici. Și la cum arată zona, ca să aibă, cum s-ar zice, forța apa, trebuie să se creeze un mic bazin și văd că are cumva malurile pietruite. Dacă e moară de apă, trebuia ca apa, forța apei să învârtă acele roți de moară. Haideți cu taptapuri să intre cât mai multă lume să vadă Peleșul. Este păcat că există și persoane care nu au fost aici. Din diverse motive. Nu au putut, ba sunt bolnave, ba nu au avut posibilități. Și e păcat să nu vadă așa în timp real cu mine
Peleșul. Sunt ceva turiste singure, tinere și frumoase pe la Peleș? Da, cum să nu? Am trecut acum pe lângă un grup de studente la medicină, 22 de ani, știi cum erau, piese. Foarte bun. Dăm un tap-tap și mă întorc după ele. Le luăm un interviu. Le cerem Instagram-ul, Facebook-ul. Deci ia să văd un tap-tap de la tine. Încă nu văd tap-tap-ul, hai. Că se îndepărtează. Excelentă plimbare pentru toți cei de acasă care te urmăresc cu drag. Deci înseamnă că nu vrei să mă duc după studentele de la medicină. N-am primit tap-tap-ul tău. S-a lăsat cameră cu areci. Ia să văd. Îmi faceți și mie o poză, dar nu se vede bine de aici. Nu, nu merge. Cu toții am fost măcar o dată cu școala, nu cred. Deci, cunosc, bine, nu chiar prieteni, amici, care n-au ajuns niciodată. N-au ajuns niciodată. Din ce motiv, nu știu. Și dacă eu cunosc persoane care n-au ajuns, mai mult ca sigur știi și tu persoane care n-au ajuns. Vlad zice, am făcut armata lângă Peleș. E o unitate militară pe aici? Uite, puteți să-mi spuneți, fără nicio chestie, că nu judecă nimeni. Sunt persoane care nu au ajuns la Peleș. Eu zic că sunt persoane. Uite, Ionuț nu a ajuns, uite, eu, zice I.O. Angelica, bună. David, Peleș, Chestner, yes. Uite, Alex nu a ajuns încă. Uite, mă bucur, Alex. Mulțumesc pentru susținere aseară. Alex m-a ajutat să câștig câteva meciuri cu niște domnișoare. M-a ajutat și Florin, Alex Cara. Uite, Mena nu a fost. Nature Lover, merg marți, abia aștept. Păi, cam asta vezi. Dar de ce te uiți acum dacă ajungi marți? Eu nu m-aș uita. Aș vrea să fiu plăcut surprins, pe cât posibil, și nu m-aș uita la live-ul ăsta. Marian, unde ai făcut armata? Acasă, n-am făcut-o nicăieri. Uite, sora a dat un share. Îmi cere Versace să intre cu mine pe live. Are 3 persoane. Să-i dăm accept? Ca să ajungem la Peleș și trebuie să ocolim această vale. Am ceva de mers până la castel. Acolo este castelul. Mihai mă întreabă, salutare, pe unde mai ești? Sunt în Germania, la castelul superb Neuschwanstein, cel care a inspirat pe Walt Disney să facă acea frumoasă emblemă, acel logo Disney. Ai auzit de castelul Neuschwanstein din Germania? Exact acolo sunt eu acum. Mai să rămâi un pic pe live să vezi castelul, că e păcat. O să se supere pe mine. Mihai zice, mă bucur. Mai rămâi un pic ca să-l vezi, că e păcat. Uite cum ajung la el. În ce zonă este castelul? Castelul Neuschwanstein? N-aș ști să zic, dar nu este lângă un oraș mare în Germania. Mihaela râde. Dar de ce râzi, Mihaela? Ca să filmezi în castel este cam scump. Da, dar să știți că eu personal am filmat unul dintre puținele clipuri pe YouTube cu interiorul castelului.
Am un clip filmat acum, n-aș ști să zic, un clip care mi l-au dat jos de vreo două ori. Am primit reclamații. Uitați, Castelul Peleș. Dacă e să căutați pe YouTube Castelul Peleș, o să dați de două rezultate mai importante. Unul făcut de TVR, care TVR-ul a plătit bani grei să filmeze în interior. Și ăsta este clipul meu, pentru că acest canal Turisland este al meu. Și are deja 250.000 de vizualizări. Stați puțin că mi-a intrat o reclamă. Ok. Deci, acest clip este făcut de mine când? Acum 10 ani. Deci eu filmam pentru YouTube acum 10 ani. Și uitați în premieră interiorul filmat pe YouTube, pentru că la ora aceea, acum 10 ani, nu era oficial niciun clip din interior. Las ca să vă arăt mai bine. Deci, Turisland este canalul meu de YouTube. Dar de ce flambează imaginea asta așa? Cred că de la ecranul telefonului. Ca să plătești, era vreo 1000 de lei acum mulți ani, 10 milioane. Și credeți-mă, interiorul este spectaculos. La vreo câțiva ani după mine, cred. Ia să vedem când a fost filmat. A, TVR-ul acum, recent. Și tot TVR-ul a mai filmat acum 7 ani. Deci în afară de TVR, interiorul este filmat de mine. Radu zice, eu cunosc persoane care nu au vizitat Castelul Peleș și Bran. Iar acel clip mi l-au dat de două ori jos. Au făcut reclamații, nu știu ce familie moștenitoare, nu știu ce. Și am făcut contestații la YouTube. Și am urmărit postările în lume. Salutare, salutare. Prin Vasile am fost și ne-a părut bine că ne-au folosit. A, cum are drag. Înainte să mergem în, de Marsilia. Acum o lună am mers în Marsilia. Da, e frumos. Da, e și periculos orașul, mai ales în port noaptea. N-ați găsit acele persoane de culoare care vin să te agaseze? Nu, nu am avut probleme. De unde sunteți? Din Brașov. Ah, oarecum aproape. Da. Mi-a făcut plăcere. Mi-a și mie plăcere. Și acum am recunoscut. Da. O seară. Oh, bine, o zi frumoasă. Tot am cu seara, dacă mă trezesc târziu. Bun. Alți abonați de pe canalul meu de YouTube. Da. Asta a avut o problemă la umană. Ce drăguț. Și nu uitați, recomand să intrați pe YouTube să vedeți interiorul castelului. E o filmare unică de acum mulți ani. Când s-a deschis publicului, pentru că o perioadă a fost închis, cât a fost perioada de retrocedare și tot așa. Miron, respect domnul Borcea. Mulțumesc că vă uitați și dacă vă place un tap-tap pe ecran, adică pentru cei care nu știu, apăsați exact așa pe ecran cu degetul de mai multe ori. Alex Cara, mersi. Eu am fost anul ăsta la Peleș. Alex Cara, wow! Și ți-a plăcut? Wednesday a fost filmat aici, parcă nu aici, la castelul Cantacuzino din Bușteni. Auziți, Andrei se supără. Degeaba e castel dacă nu are nici măcar o tarabă unde să bei o bere și să mănânci un mic. Adevărul că, ia să ne gândim, unde ar merge o tarabă aici cu niște bere și mici? Uite, poate acolo lângă bradul ăsta, lângă tuia asta sau ce este. Și niște mese cu muzică la maxim. Ia să vedem, ar merge aici în grădină. Să se fumeze cu muzică, o nebunie. Deci aici aș pune așa niște mese.
Ar fi tare, deci aș rupe. Pot să cer permisiunea să fac o tarabă cu mici și cu bere la PET. Dar ce la PET? Nu la PET, la pahar de plastic așa. Deci proprietarii castelului n-au imaginație, nu știu să facă un business. Deci cu două, trei tarabe din alea, cu mici, cu bere, are și aici o nebunie. Nu mai râdeți, că e pe bune, adică noi aici vorbim serios. Vă spun cu toată sinceritatea, ar merge așa ceva aici. Bere la halbă? Nu. Dar de ce să ne încurcăm cu halbele? Trebuie să fac investiție să cumpăr și halbe de sticlă. Cu pahare de plastic. Și o tarabă cu semințe. Da, deci o tarabă cu semințe. Și două, trei persoane antreprenoare, să spun așa, din alea cu multe fuste, să strige aici, în gura mare. Hai semințe, băieți, semințe să arate. Bine, vă dați seama că sunt și persoane care cred acum tot ce aud de la mine. Să știți că eu glumesc și am un stil de a glumi un pic mai pe stil serios. Deci vă dați seama că ar fi țigăneala de pe lume. În niciun caz așa ceva. Acest castel trebuie lăsat exact. Bine, nu neapărat lăsat, păstrat exact așa cum este. Și statuia lui Carol I. Dacă nu mă credeți, ia să vedem. Poate am zis o tâmpenie. E Carol I? Da, hai cum mai cunosc eu, rege, primul rege al României. Mamă, dacă era Ferdinand, mă făceam de cacao, zicea Mariane, zicea lumea. Du-te de aici că nu știi nimic. Mariane, de ce ai filmat doar 11 minute? Clipul pe YouTube? Pentru că am sintetizat. Nu făceam live-uri de genul ăsta sau filmări pentru că nu aveam stabilizare. Vă dați seama, acel clip de acum 10 ani este filmat cu tehnologia de atunci. Erau niște camere video imensități. Deci eu aveam o cameră pe umăr, ziceai că sunt militar și am aruncător de grenade pe umăr. Acum 10 ani așa erau camerele. Iar acum faci live de pe un banal telefon. Este în continuare singurul video din interior? Nu. TVR-ul, Televiziunea Națională, a mai filmat și poate au mai apărut clipuri din interior. Dar acum 10 ani era singurul clip din interior, care era pe YouTube. Vă dați seama, în 10 ani s-au mai filmat în interior și s-a postat pe YouTube. Marian, vino și la Mănăstirea Sucevița, mă găsești în parcare, fan ciste cu un vin fiert. Serios? Dar rămâi până vin eu? Deci mă cheamă până la Sucevița, în parcare, să-mi facă cinste cu un vin fiert. Ia să vedem. Dar promis că rămâi acolo, că va dura ceva drumul. Stai că mă uit acum să văd. Mănăstire. Sucevița. Sucevița. Așa, la câți kilometri? 300 de kilometri. Și dacă aș pleca fix acum, stai un pic, fac 6 ore și 20 de minute. Promiți că rămâi acolo ca să nu vin 6 ore cu mașina până la mănăstirea. Uite, Viorel promite. Dacă promiți, să știi că s-ar putea să ajung. Mihaela zice, să răcește vinul. Din păcate zidul ăsta că am ia la vale. Trebuie stabilizat. Arman zice, ce frumos este în Kuwait. Da. Ieri în Kuwait, astăzi la Pele și în Sinaia. Haideți cu tap-tapuri, vă rog frumos, cât mai multe ca să
beneficieze de aceste imagini cât mai mulți de pe TikTok. Să recomande TikTok-ul ăsta și ceva mai calitativ, nu doar puneți voi ce. În continuare. Ce m-am speriat. Haideți să vă zic o fază tare. Ei. În spatele meu era un domn. Așa. Iar aici sus, o mămică cu o fetiță. Și vine mămica la balustradă și arată fetiței. Uite-l pe tati. Arată către mine. Zic, aoleu, aoleu, ce am făcut? M-am gândit așa o secundă, zic, mamă, câți ani are copilul? Vreo 6 ani? Zic, ce am făcut acum 6 ani? Deci în câteva secunde ce a fost prin mintea mea? Dar de fapt era domnul care era fix în spatele meu și când a arătat doamna, uite-l pe tati, de să-mi cadă... Aoleu, haideți că m-am panicat un pic. Însă nu mai facă cineva glume de genul ăsta. Nu râdesc, că deci m-a luat transpirație. Ia, iarăși, aoleu, uite-l pe tate. Deci în mintea mea a fost, ce am făcut eu acum 6 ani? Puh. Nu râdesc, că nu e de glumă. Credeți-mă, pot crea coșmaruri genul ăsta de chestii. Ha, bine. Ce vorbeam, că nu mai știu, deci mi s-a și luat de... Dar ce serioasă era doamna, s-a uitat către mine și așa a arătat. Uite-l pe tati. What? Ah. Bine, hai să revenim la castelul nostru. Da, eram bun. Eram și pe live, să zic că și copilul. A, tati, tati, tati. M-ai abandonat. Aulă. Am crescut până la 6 ani singur. Tati, tati, tati. Vă dați seama ce am de cacao pe live? Mare, zice, înseamnă că acum 6 ani ai fost bea cu mine. E, mai am și eu câte o noapte în care beau o sticlă de vin roșu cu cineva. Acum 2 revelioane am comis-o. Voi aici pe TikTok sunteți mai noi. Nu mă știți de mulți ani ca cei de pe YouTube. Și acum 2 ani de revelion, vă povestesc, dacă râdeți, ne supărăm, da? Fără să râdeți de mine, da? Acum 2 ani de revelion, făceam live pe YouTube, chiar în noaptea de revelion. Eram la un prieten foarte bun, Teo Labran. Și pornez live-ul, Teo pune muzică, hai mă, Mariane, mai aveam un păhărel, încă un păhărel. Și la un moment dat pune lângă mine o sticlă de whisky și o sticlă mare de cola sau Pepsi, nu mai știu ce era. Și eu făceam live, vorbeam cu lumea pe YouTube, revelion, la mulți ani. Am pus niște muzică, cerea lumea prin mesaje, pune Marian muzica aia, zic, hai că nu chiar așa toată lumea, că îmi cereau sute de oameni, cred că erau aproape 1000 de oameni pe live atunci, pe YouTube. Și zic, ok, cine îmi trimite un mesaj colorat? Mesajul colorat pe YouTube înseamnă, cum e aici pe TikTok, aceste cadouri, uite, care apar aici. Și cine îmi trimitea un mesaj colorat, puneam eu o muzică, ce dorea respectiv. Și cred că am stat până dimineața pe la vreo 5 pe live. Numai muzică bună ce au cerut oamenii. Și la un moment dat, când mă uit, sticla de whisky era goală. Stând de vorbă cu voi, am mai turnat un păhărel, am mai băut încă unul. Și n-am simțit, deci nu m-am îmbătat. Am băut aproape o sticlă de whisky, fără să-mi dau seama. De ce? Pentru că era frig. Era afară frig, eu eram la un foc de tabără. Și n-am simțit că m-a luat de cap. Și închei live-ul. Toată lumea se culcase, eu eram singurul treaz. Și am intrat înăuntru la căldură. La Teo, eu când stau la etaj, la etajul 1. Deci m-am dezbrăcat, m-a izbit un val de căldură și urcam scările la etajul 1. Și dintr-o dată am simțit așa că se întunecă imaginea. M-a luat un pic amețeala, eram pe scări. M-am trezit a doua zi, undeva la ora 12, în cameră unde stau eu. Dar nu în pat. În fața patului, Teo are o blană de oaie. Deci eram pe blana de oaie, făcut așa covric ca cum doarme un câine.
Deci așa m-am trezit eu pe data de 2 ianuarie. Nu știu ce s-a întâmplat în acele ore, nu știu cum am terminat de urcat scările. Cert e că nu mai m-am trezit în pat. Deci dormeam pe acea blană de oaie, cum doarme, uite, un câine. Stați că e un câine aici. Știți cum dorm câinii? Se fac așa covrig? Exact așa eram. Dar vă dați seama, dacă continuăm live-ul încă 3 minute și nu-l opream afară. Și toată lumea mi-a zis, Mariane, tu n-ai simțit când ai băut sticla de whisky pentru că erai afară la frig. Dar când te-ai izbit căldura, aia a fost. Deci la căldură și alcool ai pus. E bine că te-ai trezit în cabană, da? Dar și oamenii de pe live, hai Mariane, mai bea un păhărel, hai mai pun o melodie, hai mai... Deci nu știu când a trecut noaptea de Revelion, m-am trezit a doua zi la 12. Problema era că eram și dezbrăcat. Aia a fost problema. Zic, mă, ce am făcut? Ok. Cum am urcat eu scările? Cum am intrat în cameră? Am închis și ușa la cameră. Cum am dezbrăcat? Cristian zice, s-a rupt filmul, am pățit și eu așa. Deci, hai că n-am avut probleme că eram în cameră și dormeam pe blana de oaie. Problema era că eram și dezbrăcat. Adică, totuși. Și am ieșit afară din cabană. Teo, a, te-ai trezit? Ce s-a întâmplat? Ai stat afară, deci nu știa nimeni. Erau mulți invitați la Teo, deci e bine că nu m-a văzut nimeni. Dar ce inspirat am fost că am oprit live-ul. Dacă dormeai pe scări, era de râs măcar ai ajuns în cameră. Da, sunt desigur. Erai singur? Da, singur. Haideți că v-am povestit din întâmplările mele de pe YouTube, de aceea vă zic, intrați și pe YouTube-ul meu pentru că am live-uri interesante. Am același nume ca și pe TikTok, Marian Borcea. Deci cauți un ATM? Da. Când vin la Peleș, sigur, îmi trebuie un bancomat. La cât costă biletul de intrare, logic, trebuie și un bancomat să scoți tencul de bani. Можно же как-то об этом? Cât mai costă intrarea? Tocmai am dat un zoom. Dacă tu mă întrebi cât costă intrarea, având în vedere că am lăsat 20 de secunde prețurile pe ecran, înseamnă că e o problemă. Ori imaginea a fost blurată, ori... Nu știu ce să zic, a doua variantă. Haideți cu tap-tapuri, vă rog frumos, ca acest live să ajungă la cât mai multă lume, ca să vadă castelul Peleș. O faceți pentru ei. Lucia zice, dacă sunt chioară, păi atunci recomand să închizi imaginea și doar să mă asculți. Pentru că mai rău îți faci dacă te uiți la acest ecran mic de telefon la live-ul acesta. Crede-mă, știu ce zic. Pentru că și eu în tinerețe am stat la calculator, stăteam noaptea și mi-am cam stricat ochii. Dar eu am dioptrii mici, am 0,25 la un ochi și 0,75 la celălalt. Eu care nu aveam nevoie de ochelari. Bine, nici acum n-am, dar parcă am trebuit să port. O să merg din nou la prețuri și o să dau un zoom, adică măresc imaginea cam pentru toată lumea care are probleme de vedere.
Stai să dau și în română. Și unde este română? Deci adulți 50, pensionari 25. Da. Sper că acum au văzut prețurile toate persoanele cu probleme de vedere. Puteți să-mi spuneți, vă rog frumos, dacă am strâns 20.000 de followers și undeva aici sus, dacă apăsați pe numele meu în zona asta, vă spune câți abonați am. Aveam 19.900. Mai aveam nevoie de doar 100. Iulia spune 19.900. Wow, ce tare! Deci încă 100 de followers și de urmăritori și facem pragul de 20.000. Wow, ce tare! 20.000. Un castel foarte frumos, poate, dar nu poate, cu siguranță cel mai frumos din România. Bogdan Enescu, sau nu, Bogdan Enescu mă întreabă, unde ești acum? Castelul se numește Neuschwanstein din Germania. Florenț zice, vreau și eu 1000. 1000 de urmăritori, Florenț? Păi văd că ai 705. Păi, dacă eu, care cât de cât mă mai știe lumea, așa, cât de cât, abia reușesc să fac 100 cu un live. Tu să strângi 300, nu mi-a luat nume de rău, dar cred că îți trebuie câteva zile bune. Nu este zăpadă? Nu. Nu este zăpadă. Se mai poate face live la 1000 de urmăritori pe TikTok? Eu așa știu, că de la 1000, nu? Ce s-a schimbat? Regulile? S-au schimbat? Nu cred. Nu intri? Nu. Pentru că nu pot filma. Nu ai voie să filmezi decât dacă plătești o taxă destul de mare. Opa! Aniela s-a abonat pentru prima dată. Mulțumesc frumos! Deci am 14 abonați. Aniela, mersi. Hai să facem un cadru frumos doar pentru Aniela. Deci am 14 abonați, îmi apare aici sus. Uite, Aniela, cadrul ăsta în live este doar pentru tine. Cel mai frumos cadru din acest live este pentru Aniela, care a devenit a 14-a abonată a acestui canal de TikTok, adică a apăsat pe această steluță de aici de undeva. Cred că până în zona aia apare steluța. Cred că ai voie să filmezi, să faci poze cu telefonul, plătești pentru aparat foto. Nu știu ce să zic. Hai să-ți explic cum stă treaba în caz că nu ai fost, iar în caz că ai fost ar trebui să știi. În fiecare încăpere, dar absolut în fiecare încăpere, este cât un angajat al palatului. Și pe unde intri pe traseul turistic, cum te vede că ai scos ceva, aparat, foto, telefon sau orice care poate filma, acel angajat vine și te mustrulește că nu ai voie. Așa era acum vreo 4 ani când am intrat eu ultima oară. În caz că s-au mai schimbat regulile, n-am cum să știu. Imaginați-vă că ar muta opțiunea de a face live de la 10.000 de urmăritori. Are și mulți au succeda concurența. Păi eu consider că ar trebui să faci live de la cel puțin 10.000 dintr-un oarecare motiv bine întemeiat. Ar dispărea o grămadă de pițipongeală, țigăneală,
și persoane dubioase de pe TikTok. Ca să strângi totul 10.000 de followers, de urmăritori, trebuie să arăți ceva sau să faci un content cât de cât calitativ. Dacă vrei să filmezi, eu zic că o poți face. Da, dar n-aș vrea totuși să fiu dat afară sau mustruluit. Cristina zice, am făcut poze asta vară în interior și te-au lăsat? Nici la cota 2000 nu este zăpadă? Nu, nu este zăpadă. Ultimul cadru cu Peleșu și ne mutăm la Pelișor. Iuca mi-a trimis și ea un salut. Deci am, cum să zic, am 7% din target. Undeva aici în partea de sus mi-a arătat target 38 de saluturi din 500. Adică 38 de persoane m-au salutat. Costello, mersi. Mă întreba cineva dacă este zăpadă la cota 2000. E bine, cota 2000 este fix acolo. Poți să-ți dai singur cu părerea dacă acolo sus unde arăt acum cu degetul este zăpadă sau nu e. Tu ce crezi? Este zăpadă? Uite, Florence, că ai vrut-o pe doamnă. Black Sheep nu se vede cota 2000 de la Peleș. Pe unde am arătat eu pe acolo, e aproape cota 2000, dar dacă acolo nu e zăpadă, crezi că încă 100 de metri mai sus e zăpadă de 2 metri? Ne îndreptăm acum către castelul Pelișor. Deci cele 4-5 obiective castelul Peleș. Avem castelul Pelișor și lângă Casa Cavalerilor, Corpul de Gardă, Casa Arhitectului, Vila Economat, o altă vilă frumoasă de aici. Deci mergem către castelul Pelișor. La Brașov, la 1800, este zăpadă. Da, dar e artificială. Messina zice, tocmai a primit insigna pentru persoana care oferă cadouri. E pe locul 3. Messina, wow, ce tare ești tu. Ia să vedem. Magdalena, Iuca și Messina sunt cei de pe primele trei locuri. Haideți cu tap-tapuri și aprecieri ca să vadă cât mai multă lume castelul Pelișor. Florence, mersi. Nu ți-e dor de Dubai? Încă nu. Asta este Vila Cavalerilor. Cu ce telefon filmez nu se vede clar. Am un Samsung A20, A15, nu știu. L-am cumpărat în 2012, cred. Deci filmez cu un telefon foarte vechi. Îmi pare rău. Deci are cât? 2012? Are 11 ani. Din păcate nu se mai actualizează nici aplicațiile. Îmi spune foarte clar că
Este prea vechi. Dacă făceam și eu bani de TikTok, îmi luam și un iPhone 13 Pro. iPhone-ul l-a încărcat. Da. Răduc, cu ce glume ai? Păi eu sau când îmi spune cineva că se vede extrem de prost blurat? Castelul Pelișor, sincer vă spun, mie îmi place foarte mult. Ce tare Florence, pentru că e abonată, poate să trimită tot felul de icoane, emoticoane. Marian, bagă fața în ecran să-ți dau ceva. Ok, gata, ia să vedem. Sper că nu e vreun icon cu deget de ăsta. Ia. Adevărul că să știi că șapca cu mustața chiar se potrivește cu acest castel, pentru că este un șalet elvețian, modelul acestor două castele. De fapt, sunt două castele, două modele de șalet elvețian. Puteți să-mi faceți și mie o captură de ecran, un print screen și să-mi trimiteți pe Instagram sau Facebook Marian Borcea, vă rog frumos, că eu nu pot să-mi fac poze. Sau așa? Ia să vedem. Ăsta e profilul mai ok al la mine. Par mai tânăr cu 10 ani așa. Mulțumesc frumos. Deci, pe Instagram sau Facebook, Marian Borcea, dacă ați făcut o captură din aia de ecran sau un print screen, cum se numește, îmi trimiteți și mie, vă rog. Deci, clar, trebuia să stau cu partea stângă. E profilul în care par cu 10 ani mai tânăr. Aolo, oricum nu te uiți la mesaje, Mariane. Cum adică nu mă uit? Eu nu cred că e vreo persoană care mi-a scris pe Instagram sau Facebook zilele trecute și la care nu am răspuns. Sau să dau accept la prietenie, mai ales pe Facebook. Zâmbetul face tot. Ah, ok. Stați puțin. Adevărul că n-am zâmbit. Mai faceți odată, vă rog frumos? Stai. Stai să mă pun în profilul în care par mai tânăr cu 10 ani. Ok, mulțumesc. Gata, mergem mai departe. Haideți că v-am plictisit cu pozele astea, dar îmi place să am și eu amintiri. Și pentru că nu pot face poze în același timp, vă cer vouă. Capricii când se alătură live-ului, păi Capricii are contentul ei, eu contentul meu, am făcut ieri, este de ajuns. Ai noroc că e simpatic, știu, de aceea mă place lumea. Cum ar râde cineva, dar nu știu cine. Cine râde așa, că mereu uit. Următoarea destinație, Predeal și Azuga, dar fac live-ul pe canalul de YouTube. Că trebuie să fac și acolo content. Așa că vă recomand să intrați pe YouTube și să dați un subscribe la canalul meu. Se numește Marian Borcea. De aici plec către Azuga și Predeal. Silviu zice, ți-am trimis screenshot-ul pe Instagram. Mulțumesc! Deci Instagram-ul meu, Marian Borcea, sau Facebook-ul, la fel. Nicol și eu am trimis. Oh, super, super, super. Mesina, e ceva delay pe fir de când am dat pălăria și până am văzut-o eu întâi, apoi tu. Păi, să știi că eu am mai pierdut genul ăsta de cadouri. Eu vorbeam cu voi și a apăsat cineva să-mi trimită acea mustață și pălărie, șapcă ce e. Și eu am întors imaginea, am mai mers și după aia a apărut cadou. La Azuga te dai cu Sania? Nu știu ce să zic.
Aici este Vila Arhitecților, așa se numește, construită între anul 1873 și 1914. De fapt, cred că tot domeniul regal este construit în acea perioadă. Ai nevoie de fotograf în deplasări? La un moment dat, da. Voi crește și eu pe TikTok, dar nu vezi că n-am nici măcar 20.000 de urmăritori. Puteți să-mi spuneți dacă am strâns? Apăsați aici, în stânga sus. Am 20.000? În afara României, pe când? Săptămâna viitoare, Arabia Saudită. Și pe 1900, pa, încă n-am făcut. Mai așteptăm. Mariana, ai rămas pe clasamentul din Emirate. Ah, da? Deci în Arabia Saudită o să fie tare. Sper să nu fiu pe la închisoare. Dau un leu dacă ajung la peste 10.000, zice Elit. Păi, nu știu dacă te pot ajuta, Elit. Dacă poți să-mi spui cum te pot ajuta, eu cu mare drag te ajut. Dar după cum vezi și eu fac 20.000 foarte, foarte greu. Gata, next level la 20.000 va avea și angajați. He, domne. Iar nu scăpăm de COVID, altă variantă a apărut. Kraken. Nu cred, cred că e gluma asta, nu? COVID Kraken. Kraken nu e monstru din Pirații din Caraibe. Deci Elit, eu te-aș fi ajutat dacă pot. Dacă putem, de fapt. Dar nu cred că pot. Deci nu vine să cred încă un abonat. Ia să vedem cine. 15 abonați. Messina. Putem vorbi pe mes dacă ai nevoie de fotograf, ce zici? Păi poți să-mi dai o cerere de prietenie pe Facebook, caută Marian Borcea, adaug-mă la prieteni și vedem ce putem face. Deci ia să vedem cine este al 15-lea abonat oficial. Ia să vedem. Ah, Messina. Messina, mersi. Uite un... Ah, salutare, salutare. Ce faci? Ah, da? Din ce zonă ești? Din Galați. Eu sunt din zona Buzoului, teoretic. Mă gândeam ca nu merge acum. Nu merge? N-ai internet. Ce, nu încarcă? Păi pe ce rețești? Pare rău. Ok, salutare, baftă. Am mai ratat o pălărie și o mustață. E un castello che si vede. Și eu sunt teoretic din Buzău, sper să nu mă fac de râs cu primarul și infrastructura. Deci Elit, din păcate nu știu dacă te pot ajuta să faci 10.000, dar ce pot face eu, nu știu, să recomand oamenilor să se aboneze la tine. Din ce știu, noi suntem prieteni. Dacă doriți, uite, Elit fa- se întrerupe. Ah, ok, ok. Îmi cer scuze. Haideți că mă deplasez. Să-mi spune, se vede? Se vede sau nu se vede?
se întrerupe foarte des. Pa. Haideți că mă întorc de aici. Merg către o altă zonă. Merge? Ok. Nu o să mai urc în această zonă. Mă îndrept către ieșire. Ok. Haideți că mă îndrept către ieșire cât pot de repede. Să-mi spuneți dacă se vede bine. Se vede, dar se întrerupe. Ok, mă mișc cât pot de repede, credeți-mă. Ies din zona asta. Mulțumesc, Messina. Foarte, foarte tare. Unde ești acum? În Castelul Peleș. Bine, zona Castelului Peleș. E ok, perfect. Apucasem să vă zic dacă doriți să mă ajutați să mulțumesc și eu pe cineva, pe Elite Finance, care mă tot susține, pur și simplu să deveniți prieten cu el. Are și el nevoie de cât mai mulți abonați. Olimpia, mersi. Uite Castelul Peleș în față, un pic mai devreme am fost la el. M-am plimbat un pic pe aici. Este foarte frumos Peleș. Deci ai revenit pe meleaguri de pe meleaguri străine, da. Îmi tot dă cineva cerere de a intra pe live. V-am zis că nu mai intru cu persoane care nu au măcar 50 de oameni pe live, că am observat că nu iese nimic bun din asta. Ba mai mult sunt tot felul de persoane ciudățele. Messina, mersi mult. Wow. Și Messina, mai mult ca sigur, ar avea nevoie de prieteni. Deci dacă vreți să îl ajutați și pe Messina, puteți să îi dați o cerere de prietenie. Radu, mersi. Piluza, mersi. Cel mai frumos castel din lume pentru mine și familia mea. Sorin, nu zic că nu este frumos Castelul Peleș. Problema e că sunt altele mai frumoase, cum ar fi Neuschwanstein din Germania. Castelul care l-a inspirat pe Walt Disney să facă acea sigla, acel logo. Presupun că știți sigla de la Disney. Iar castelul acela, credeți-mă, n-are pereche. Dacă nu mă credeți, căutați Neuschwanstein. Exact cum se aude N-E-U-W-S-T-H-E-I-N, ceva de genul. Germanii, din Germania. Te ascult cu mare drag. Mulțumesc frumos! Mi-ar fi plăcut să închid live-ul acesta cu sumă rotundă 20.000 de urmăritori, dar nu, tot la 19.900 m-am oprit. Deci dacă este cineva aici care nu mi-a dat urmărire și dorește aici în partea de sus pe numele meu și pe poza aia mea, puteți să-mi dați urmărire. Mai am nevoie de vreo 4 persoane și facem 20.000. Deci 4 persoane dacă mi-ar da urmărire ar fi... Cel puțin o amintire plăcută pentru mine. Fac 20.000 fix când sunt la Peleș.
care este următoarea destinație. De aici plec în Azuga și predal. Arată mai frumos cel din Germania, da, știu. Știu că nu Peleșul este cel mai frumos. Nu cred că am 20. Mie mi-arată 19.900. Înseamnă că 4 persoane mi-au dat tot urmărire? Nu cred. Serios? 20? Mamă, ce tare! Ce tare! Trebuie să dai refresh. Păi nu prea pot să dau refresh. Că dacă sunt în live, dau refresh și îmi iese din live. Ia să vedem. Ioara from Germany. Salutare! Bună seara, stimate domn, să știți că sunt o femeie singură, nevătămată, neatinsă, sunt mai ceva ca mai ca precisă. Dacă doriți să okay. Mă la preț redus, hai să dăm startul la meci. Să dăm start la un meci? Eu am o întrebare întâi. Uite, vezi, eu am părul mare și nu-mi stă deloc. Aș fi curios cu ce șampon te speli, pentru că și eu aș avea nevoie, fără nicio glumă. Un șampon așa de la Noriel. De la Noriel? Se dă de jos, de la vârfulețe până la cotor și părul se face super frumos și strălucește și de-aia. Eu aș fi curios cum aș da cu șampon la cotor, dar... Lasă! Da, nu râde, nu, serios, e o întrebare perfect legitimă. Cum să te dai cu șampon la cotor? Eu sunt mai despletită, mai așa, mai nereglată. Ok. Păi și de ce crezi tu că ai atât de multe ghinioane cu multe ne? Mă gândesc că și ne... Mi-a murit și al șaptelea soț, deci un ghinion... Înseamnă că le faci tu ceva, mai mult ca sigur. Ești un fel de văduvă veselă, că văd că cam râzi. Nu râd, râd așa și eu că sunt tristă. Am crezut că ai o semipareză, că mai sunt, am pe cineva în familie, are o semipareză pe față și tot timpul stă așa. Și eu am impresia că se uită urât la mine și zic, bă, nu, are semipareză. Foarte lucidă. Da, dar s-a cam încurcat, deci nu vreau să-mi recomand șamponul ăla, că eu țin la părul meu, adică am părul destul de mare. De când eram copilă, de când m-am născut, am fost greață. Uite, e cineva aici lângă mine, că eu sunt la Peleș. Ai fost la Castelul Peleș? Stai că ți-l arăt acum. Și cineva râde de mine că a venit Gandalf. Ai auzit de Gandalf? Adică, uite, Castelul Peleș. Da. Râdea cineva, uite-l pe Gandalf. Din păcate nu sunt Gandalf din Lord of the Rings, am doar părul lui și barba. Da, foarte frumos. Da. Eu asta fac, eu călătoresc foarte mult și vizitez împreună cu abonații mei locuri senzaționale din țară și din lume. M-am întors din Dubai, Kuwait. Ia auzit. Că ai auzit de zonele astea. Eu asta fac, din păcate, eu nu stau de pomană. Merg. Da, deci nu-mi recomanzi șamponul, dar mai e o problemă. De ce faci așa? Cum? De ce mă bățăi? Da. Am Pakistan la burtă. Foarte tare. Așa mă bățui eu, că sunt... Haideți pare rău să aud asta. Puncte, dragii mei. Doamne, deci trebuie să strângem 30 de cadouri. Deci nu contează de la cine, doar 30 să fie. Obiectivul, mulțumesc, dragii mei. Ok. Văd că ai susținere puternică. Mulțumesc, George. Te cam place lumea. Mă iubește lumea, mă îndrăgește. Uh-huh. Haideți la ori doi, dați să dublează punctele. Haideți.
Deci hai, orice George, primesc acum se dublează, că eu nu prea fac de-astea, nu prea știu cu meciurile. Dați-mi mie că se dublează, la mine se dublează. Mi s-a și la mine nu? Și la dumneavoastră. Mulțumesc. Păi bă, că ai 700. Mamă, cât, ce susținere ai tu. Deci se pare că alor mei nu le place Peleșul. Mă iubește, nu le place Peleșul, o place Pămioara. Pămioara. Dați față de toată lumea. Haideți, haideți că mai avem 22 de secunde. Ia uite, da, mulțumesc. Ce susținere ai acolo. Da, susținere, mă suțește toată lumea. Asta e, aia susținere puternic. Oh, mersi. Mulțumesc, George, George, dați follow toată lumea, toată lumea la George. Doamne. Am crezut că să dea follow la mine ca să le arăt că eu de aici plec în Predeal și în Azuga și mă gândeam că le place cele două zone. George, vine și cu leu. Ți-a dat și leu? Wow, ce tare. Haideți, dragii mei, haideți, donați, donați, donați să se simte Mioara bine. Aoleu! Jucăm pe provocări, pe provocări, domnul meu drag, să știți că jucăm pe provocări. Eu fac provocări doar pe cărți citite. Eu am câteva cărți la mine în rucsac și facem provocări, citim cărți. Vă pun să alergați până la Peleș acolo și nu n-o fac de asta. Nu. Mulțumesc. Foarte tare. Deci aștept să-mi dai un mesaj cu ce șampon despre el. Ne auzim, da? O zi bună. Da, sănătate multă. Ce poți să spui? Ai ceva? Ce să poți să spui? Nu cunosc lumea de pe TikTok și când îmi dă cineva o cerere de live și au mai mulți oameni ca mine pe live, am crezut că e cineva de calitate. Dar nu tot timpul primești ceea ce îți dorești sau ți se îndeplinește dorința. Da. Ba, mai mult am mâncat și bătaie. Ți s-a încurcat părul, Mariane, da? Oricum, aștept să dea un mesaj cu ce șampon se spală. Măscăricii câștigă. Ok, măscăricii, dar de ce câștigă măscăricii? Adică, stați puțin. Măscăricii, vreți să spuneți că sunt oameni puternici? Sau care este treaba? Adică, da, de fapt nu zic nimic, că deja sunt pe lângă subiect, pentru că eu nu cunosc tainele TikTok-ului. Eu sunt de pe YouTube și aia e. Gata, ieșim oficial de la Peleș. Asta este cultura țării. Păi, asta iubește român. Perfect. Deci, eu, fiind aici la Peleș, am mâncat bătaie între ghilivele de la cineva care se mai mulțărește. Deci ce a câștigat? Maimuțăria sau maimuțăreala sau cultura? Deci eu n-am mai mâncat de când eram la școală, de pe vremea lui Ceaușescu. Nu știam că mai există așa ceva. Ați prins genul ăsta de mere caramelizate? Le vindeau țigăncile în jurul școlii. Nu te poți uita la ce content fac înainte? Nu, mie mi-arată așa. Deci în caz că nu știu, n-ați făcut vreun live vreodată pe TikTok, și mă gândesc că sunt persoane, să vă explic. Mie mi-arată jos aici, în partea de jos a ecranului, cerere de live. Și în cererea de live mi-arată cu imagine mică un icon cu ei, cu persoana respectivă, și trebuie să te uiți așa ca să vezi cine e. Și mi-arată câți abonați, câți followers și are și câtă lume pe live. Și când am văzut că are o grămadă de lume pe live, zic, hai să vedem, poate cine știe, cineva interesant.
De ce s-ar uita câteva sute de oameni la cineva dacă nu e interesant? De aceea am dat accept. Pentru că n-am cum să știu cine e. Așa că voi sunteți supărați dacă crede-mă, sau credeți-mă, eu sunt mai supărat ca voi. Poți să închizi după 10 secunde, după ce s-a început meciul? Da, dar vezi, nici nu vreau să par din ăla că am ieșit în secunda 2, nu că mi-ar fi frică sau ceva, dar nu sunt nici genul să întorc spatele. Dacă am acceptat, am acceptat și aia, mi-o asum. Îmi asum greșeala. Marijan, ce-am pierdut? M-am făcut de cacao. Hai. Și avea la, în acel moment mai mulți ca mine pe live. Și m-am gândit, zic, mă, e ceva interesant. Tu știi, uite, de la ăla. Ai făcut 20.000. Wow, foarte tare. Dar uite, dacă ieși, pierzi win-urile. Da, știu. Dar nu sunt genul să dau în spate. Dacă am făcut o greșeală și am acceptat, mă, mi-o asum. Așa este frumos. Bă, aia, ești prost, ești prost. Nu mai poți să de la întors. Și dacă am fost prost, am fost prost. Dar să știți că pot susține orice discuție cu oricine. Și chiar pot să înțep finuț fără să se prindă. Cu cine ai jucat, zi-mi și mie, te rog. Nu știu, că n-am reținut. Crede-mă, în momentul ăla mi l-am șters din memorie. Am această posibilitate să nu rețin lucruri care nu sunt interesante pentru mine. Mulți care intră pe acel profil intră pentru miștocăreală. Da, dar are susținere puternică. Păi îți dai seama. Deci m-a bătut de maleșinat în sensul că a primit, nu știu, 1000 și ceva de puncte. Și cine dă 1000 de puncte doar așa pentru miștocăreală? Totuși, 1000 de puncte înseamnă ceva bani. Se întrerupe, da, este o zonă împădurită. Ciocolată de casă simplă, fără alte chestii. A, asta. Da, asta e mai neagră. N-a știut să zic. Pentru că nu n-am trimis nimănui. Știți ce puteți face voi? Puteți să-mi spuneți voi câți bani înseamnă 1000 de puncte. Cum puteți face asta? Undeva în partea de jos arată un icon, un desen, în formă de cadou. Puteți să apăsați acolo și să căutați un icon care are 1000 de puncte și să vedeți cam ce sumă de bani vă cere pentru el. Dar doar să-mi spuneți suma. Nu mă interesează altceva. Deci doar apăsați să vedeți câți bani înseamnă 1000 de puncte. Chiar sunt curios. Zăpadă nu avem? Nu, nu avem. O secundă că eu chiar poftesc. Asta e. Am și eu micile mele vicii. Așa. Las și eu trepiedul ăsta un pic aici. Hehehe. 88 de lei. Man, 18 euro. Oh! Deci, cineva a dat 18 euro personajului respectiv. Oh, 15 lire sterline. Nu cred așa ceva. Deci nu știu ce ciocolată e, că nu pot să o mușc.
pot să cer bani înapoi? Ma, de ce beton? Ia uziți. Despar piatra cu ea. Rămâi fără diț. Cred că trebuie să o las în apă undeva să se dizolve. E înghețată? Nu e înghețată, că afară sunt 10 grade cu plus. Nu, nu pot să mănânc. Îmi rup dinții. Mamă, ce tare ești. Nu pot să mesec, se lipește de dinți. Ce fel vorbesc? Vorbesc ca o babă fără dinți acum. N-are cum așa ceva. Deci nu vă cumpărați ciocolată de casă de aici, că nu este bună. E ciment, da. Deci mi s-a lipit de dinți. Ce naiba ciocolată asta? Deci nu pot să o mestec. Mie că dacă o înghiți, se lipește de gât. Am vrut să spun să nu cumperi. Acum? Trebuia să-mi zici să nu cumpăr. Da, ce poftă aveam de ciocolată de casă. Și ce țeapă mi-am luat. 7 lei. S-au dus 7 lei. Păi 7 lei am făcut eu pe TikTok azi. Deci tot bugetul acestui live l-am dat pe ciocolată. Salutare, salut, ne știm? De când ați pe YouTube? Acum sunt pe TikTok. Am înțeles. Mai nou am și TikTok. Mersi mult. Chiar aseară mă uitam când mergeați mașina, mă filmați. Da, păi am făcut un live, m-am dus până în Bușteni. Cum ți se pare iarna în ianuarie fără zăpadă? Nu prea frumos, mă așteptam măcar de Crăciun să avem zăpadă. Și n-a fost, nu? Nu. Că eu eram prin Dubai, bine, am fost la căldură și am venit aici, am zis că prin zăpadă, dar nu. Da, păi la știri arăta că ninge la Predeal, Azuca, Rânca, nu. La Rânca s-ar putea, că sunt 2000 de metri altitudine și acolo cam tot timpul e. Sau la Straja. De unde ești? Din București. Lângă București, lângă Zagou. Da, frumoasă zonă. Eu sunt din București. La fel. Mersi. Salut. Pa, pa. Alții abonați de pe YouTube de-ai mei. De aceea vă zic, intrați și voi pe YouTube, pentru că facem live-uri interesante. El m-a văzut ieri în live-ul de pe YouTube. Deci încă mestec la acea ciocolată. Aș fi vrut să stau mai mult de vorbă cu cei doi abonați. Da. Trebuie să mestec. Recomandă-le o ciocolată de casă. Era o chestie. Trebuia să le zic că vă recomand o ciocolată de casă. E senzațională. Credeți-mă, o să vă placă la nebunie. Va oarsă ăștia cu starea vremii? Da. Păi de aceea se spune vremea probabilă. Că la meteo este vremea probabilă. Nu zice exact. Cât costă intrarea în castel? 50 de lei pentru adult. Zile să cumpere ciocolată. Au plecat, s-au îndepărtat. Sinaia, da. În față este mănăstirea Sinaia, în spatele meu castelul Peleș. Ciocolată de cauciuc. Nu mai râdesc, eu am mâncat-o, eu mi-am stricat dinții. Și am dat și bugetul acestui live. Am făcut și eu 7 lei pe TikTok din cadouri și i-am dat pe ciocolată. 7 lei ai mei. Și când m-am chinuit să fac live-ul ăsta să câștig 7 lei, asta e. Rusioan, duminica plăcută, mersi. Or fi dat imagini de arhivă la știri să vină lumea. Dar știți care e problema? Haideți că vă zic. Ciocolata e beton. Se lipește de dinți. E nașpa. Dar e bună la gust. Acum că... am reușit să o mestec. Thank you.
Mamă, tare rău. Măcar te-ai făcut poftă, da? Dar nu mai pot să vorbesc acum. Mestec la talpa asta de pantofi. Marian, de-abia ai fost la dentist. Deci dacă dentistul meu vede clipul ăsta, îmi dă mesaj. Bine că nu se uită dentistul meu, că îmi zice, Mariane, nu mai vreau să fii pacientul meu de la ciocolata aia. Nu mai putem să-ți reparăm dinții. Ma. Nu mai râdesc că eu amestec la ea, nu voi. E de anul trecut. Care anul trecut? Veacul trecut. Din deceniul trecut. Am o întrebare. Mi s-a întâmplat să mâncați ceva care arată nasol? Și e, nu știu, e nasol. Dar ați mânca în continuare? Cam așa sunt eu acum. Mi s-a lipit ciocolata de toți dinții. Deci nu vine să cred. Deci e beton. Poate are răcet. Nu știu ce are, da? Dar are gust bun. Cred că n-a văzut cacao, ciocolata asta în viață. Nu știu ce a văzut, dar acest clar a văzut. Mereu. Da, deci aveți și voi pofte de genul ăsta. Încă mestec la. Adrian zice, fiind rece afară, așa e. Adrian, ești vânzătorul de la Tarabă? Cred că Adrian e vânzătorul care mi-a vândut ciocolata. Unde ești, Vere? Nu știi să răspunzi? Ba da, Vere. Vere, sunt în Sinaia, Vere. Uite, sunt în fața mănăstirii Sinaia, Vere. Un pic mai devreme, Vere. Am fost la Castelul Peleș și Pelișor, Vere. Și a fost frumos, Vere. Dar mi-a plăcut. Și am să mai vin, Vere, pe aici. Așa, așa, Vere. Perfect, Vere. Vere, te pot ruga ceva, Vere? Să dai și tu un tap-tap, dacă tot ai intrat. Că poate îți place, Vere. E tot pe ăsta cu Vere, da? Păi, nu e vina lui. Nu este vina nimănui, de fapt. Când intri pe TikTok și dai așa scroll, dai next, 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 ajungi la câteva personaje care fac live-uri, Vere, și vorbesc cu Vere sau vorbesc cu... Așa, bine, nu pot să zic cu voce tare ce am zis. Și automat îți intră un reflex. Și când vorbești cu cineva, ce faci? Bine. Și automat ei preiei obiceiul celor la care te uiți. Și cu cât te uiți mai mult la persoanele astea de pe TikTok, automat îți intră niște reflexe. Vere, îți recomand o ciocolată bună, Vere. Dacă vii la Peleș, Vere, au o ciocolată de casă foarte, foarte tare. Mă, dă, ce cauți în Polonia? Krakow Pravișdo. L-am salutat în poloneză, deci am ajuns aici în Polonia să mă bucur de această frumoasă biserică. Leșin de râs, Vere. Păi ce să fac, Vere? Când închei porcăria asta și dai drumul la live adevărat pe YouTube, Vere. Păi, Vere, imediat ce ajung la mașină, Vere, opresc TikTok-ul. Și uite, Vere, nu e chiar prostie pe TikTok, Vere. Și spun și de ce, Vere. Pentru că cu TikTok-ul ăsta am făcut 7 lei. Am câștigat niște bani pe care i-am dat pe o ciocolată bună, Vere. Pe YouTube nu făceam 7 lei, Vere. Nu am știut unde ești, nu a fost niciodată. Râdem, glumim, să știi. Nu trebuie să ne supărăm. La mine prin cartier e o vorbă, cine se supără
Dar nu mai știu continuare. Deci nici aici nu ne supărăm. Sunt în Sinaia, în fața mănăstirii Sinaia. Cât făceai pe YouTube? De unde? Pe YouTube făceam doar din vizualizări, la 1000 de vizualizări, câțiva cenți. Alex, eu știu continuare. Alex, din păcate eu nu știu. Dar pe la mine, prin cartier, așa era vorba. Cine se supără? Dar nu mai știu continuarea. Pe YouTube făceai 100 de lei, nu ceai. Pe YouTube se fac bani dacă primești acele mesaje colorate, la fel cum și pe TikTok primești aceste cadouri. Și uite-te pe un live, dar al meu, câte mesaje colorate primesc. Iar la vizualizări, ce mai zic? Bună, chiar mă întrebam când mai faci live. Delia, uite acum, fix acum, sunt live, nu sunt înregistrat, nu sunt în reloare. Bere, hai că ți-ai făcut mulți beri. Da, bere. Un dolar la 1000 de vizualizări, cam da. Și gândește-te că live-urile mele au vreo 10.000 de vizualizări, 10.000 de oameni se uită. Că e mult, că e puțin, sunt 10.000 ai mei și aia. Și la un dolar fac 10 dolari. Dar cât cheltui ca să ajung aici, cât mă costă netul, aparatura, la 10 dolari merită? Nu merită. Mai glumim, frate. Corect, frate. Nu trebuie să ne supărăm. Bere, frate. Bere, mai e din ciocolată. Am și uitat. Deci, trebuia să-mi aduce aminte de ciocolată. Am reușit să și îndoit. Deci să știi că dacă nu mi-aduceai aminte, uitasem și nu mai mâncam din ciocolata asta, piatră. Mi-ai făcut poftă. Și am făcut poftă. Deci îți recomand ciocolata asta. O găsești aici în față la Peleș, la Tarabe, la Cașcarabete. Ia să vedem cine a produs-o. SCRD Trans SRL. Are și număr de telefon. Cum ar fi să sun la numărul ăsta să zic, bă, Fivoar Ciocolata, de râs, mi-au rămas dinții. Dacă se uită dentistul meu la clipul ăsta, nu mă mai primește ca pacient. Din Tudla. Chiar sunt curios cine este firma sa. Să le spun, dragilor, băgați-vă ciocolata în... Lăsați-vă de meserie. Unde ai găsit așa ciocolată? Unde? La o tarabă de lângă Castelul Peleș. Are nisip. Nu știu dacă are nisip, că dacă avea nisip nu era tare. A se mânca înainte de 13 august 2018. Ah, e perfect. M-ai văzut că iar am trecut pe lângă tine. Rareș, nu. Unde? Nu te-am văzut. Poți jefui o bancă cu ciocolata aia. E armă albă. E bună. Să o razi. Da. Problema e că e bună, e dulce. Vă dați seama ce tâmpenie are prin ea. Ia să vedem. Lapte praf. Zer praf. Margarină. Mai are cacao, dar nu zice cât. Esență de caramel. Are cacao, dar nu zice cât. Esență de caramel. Deci a băgat la margarină, cred, și la lapte praf. E expirată de 5 ani, este delicioasă, da. Păi ce să se strice? Laptele praf e deja praf. Cancer la plic. Da, e bună. Așa e. Că e bună. Tim Rogers îmi zice, e adevărat că ești gay? Din păcate te dezamăgesc. Nu ai nicio șansă la mine pentru că nu sunt gay.
Dar eu zic să nu te lași, să te dai bătut. Vei găsi și tu un bărbat bun să te... Deci, din păcate, nu te pot ajuta. Stimate... Stai că trebuie să te somestec. Nu mai pot să vorbesc. Oh. Ești în predal? Nu, în Sinaia. Acum mă duc în mașină, mă duc la mașină și merg în predal. Deci un pic mai târziu ajung în Azuga și predal. Oh, Filip, sau Flip, deci nu știu cum să pronunț, asta așa. Plipli, salutare Plipli, am vorbit aseară cu el pe live. Are și el un canal de TikTok. Deci niciodată nu vă cumpărați ciocolată de casă de la Peleș. E o mizerie. M-a prostit, am cumpărat-o. Îmi pare rău. Să trăiți, salutări, salutare. Trecem pe conducem împreună? Nu. Pentru că e drumul scurt, dar fac live-ul pe canalul meu principal de YouTube, nu pe conducem împreună. La întoarcere, când o să plec din zonă, o să fac live-ul pe canalul de YouTube conducem împreună. Facem live de la volan în timp ce conduc. Nu e aglomerat spre predal? Nu cred. Cine se duce spre predal? Acum, duminica la prânz. Deci îmi cere cineva să intre pe live, Ioana Bagabanta. Mă, cam mănâncă degetul. Nu, refuzăm. Deci ne pare rău, Ioana Bagabanta nu intră cu noi pe live. Nu mai râdeți, că nu, totuși. Am avut o experiență neplăcută mai devreme. Vere Murders. Ce să faci, Vere? Asta e. Și gândește-te că ăsta e un live serios de travel. Dacă tu murders la un live serios de travel, ce să fac? Ești la Brașov, nu, sunt la Sinaia. Ioana Vagabanta, da? Sau Vagabanta, n-am reținut. Cu V sau cu B. Nu căutați acum să-i spuneți că vezi că Marian vorbește de ea. Nu fiți de aia. Ai luat frică, Vere, da, am luat frică. De când am văzut-o pe Maria din Germania, sau cum se numea. Ăsta este hotelul Regal. Merg către mașină, iar apoi continuăm live-ul pe YouTube. Am ceva de când nu am mai fost acolo. Cu mine intri într-o zi, da? De ce nu? Păi, de ce nu? Marijan. Ia o tare și a 2800 de oameni. Hotel Palace. Pe canalul principal de YouTube intri Marian Borcea, da. Exact așa, dacă vreți să-l căutați, intrați pe YouTube. Fac live-ul de acolo. Bună ziua, este ninsoare pe pârtie? Nu, pentru că pârtia este un pic mai sus, iar aici jos sunt 10 grade și e soare. Deci nu este ninsoare pe pârtie. Cât ai plătit parcarea? N-am plătit, e parcarea de la hotel. O cunoști pe Capricii? Mă întreabă Alex. Adică pe Catrinel, cea care stă în Sinaia, un pic mai sus de restaurantul Furnica, care stă în vizită, de fapt care e în gazdă acum la bunică.
Nu, nu cunosc. Cu Furnica la bunica? Păi nu, așa se numește zona, e muntele Furnica. Vreau și eu, urmăritori, Domnul să vă binecuvinteze pe toți, ne spune calea Domnului. Păi și care este calea Domnului? Dacă ne poți spune care este calea Domnului, uite, ia să vezi cum vin urmăritorii la tine. Așteptăm următorul mesaj să ne spui care este calea Domnului. Este asta? Eu pot fi pe calea Domnului acum? Sorica sau Șorica? Nu știu cum să le pronunț. Sorica sau Șorica? Este singura pârtie cu zăpadă din zonă. Salut, du-te la cazinoul din Sinaia. Am fost un pic mai devreme. Răducu zice, vreau și eu 200 de euro. Scrie-mi, te rog frumos, pe Instagram sau Facebook Marian Borcea și vedem cum facem, da? Deci 200 de euro, da? Dar măcar să-mi spui pentru ce ai nevoie. Deci pe Instagram sau Facebook caută Marian Borcea și eu îți trimit, dar doar dacă îmi zici pentru ce și să fie pentru o cauză nobilă sau vreun necaz, ceva, ce probleme ai? Marian, ești credincios? Da. Dar nu ultra religios. Aveți o voce de radio frumoasă. Mulțumesc, Mariana. Uite, deja mi-a dat mesaj pe Instagram, a căutat Marian Borcea și ia să vedem pentru ce vrea 200 de euro. Intrăm acum, ia să vedem. Salut, Marian, am nevoie de 200 de euro pentru... Na. N-ai cum să cer bani pentru așa ceva, deci nu. Nu, din păcate nu-ți dau. Am citit mesajul pe celălalt telefon. Trebuia să-mi scriu un mesaj în care chiar ai nevoie. Nu dau 200 de euro pentru motivul ăla. Eugenia, vreau și eu să faceți o campanie de strângere cu autism. Păi, o persoană cu autism, de ce ar avea nevoie de strângere de fonduri? O persoană cu autism, din ce știu, are nevoie de foarte multă dragoste și afecțiune. Și, în primul rând, are nevoie de integrare într-un mediu în care să se simtă normală, cum ar fi la o școală normală, să aibă prieteni normali. Pentru ce ar avea nevoie de strângere de fonduri? Pentru că autismul, din păcate, zic asta, din păcate, nu se vindecă. Trăiești toată viața cu el. Ați fost deja la Castelul Peleș? Da, de acolo mă întorc. Cât este, cât este de frig în Sinaia? Cât să fie? 10 grade cu plus. Unde ești cazat? Momentan nu mai sunt cazat. Mi-am luat bagajele și le am în mașină, iar acum merg către mașină. Să
Hai la Brașov, că aici sunt 15 grade. Valentin, o să ajung pe la Brașov peste vreo câteva săptămâni. Pentru că acum am alte planuri deja făcute. Și fac un live și prin Brașov. Ai fost la Peleș? Da, un pic mai devreme. Luminița la ce pot la stat. Ți-l arăt că trec în 15-20 de secunde pe lângă el. Se numește Micul Castel. Și este lângă fostul cinematograf, care... Cinematograf, văd că este de vânzare. Uitați clădirea în spate acum. Când ai biletul pentru Emirate? Ha? Ce treabă are Emiratele cu Arabia Saudită? Nu ai ajuns la tăticuț? Nu, o să ajung în curând. Ia să vedem. Bună! Bună! Ce faci? Ia să vedem. Te supăr sau nu te supăr? De ce să mă superi? Păi așa ai numele. Nu supăra buldogul. Păi de ce te-ai supărat? Nu m-aș supăra. Pe un om educat. Bineînțeles. Ah, ok. Deci eu sunt chiar foarte educat. Uite, am experiență în travel. Călătoresc de vreo 18 ani și fac live-uri de genul ăsta pe YouTube și mai nou pe TikTok. Foarte frumos. Tu cu ce te ocupi? Eu mă ocup cu stand-up comedy. Cu stand-up? Ah, frumos! Și m-am mai cu câteodată. Am și eu un prieten bun. Bun. Cristi Priză, dacă ai auzit de el. A fost finalist la Humor. Da, ok. Eu m-am mai ocupat și câteodată cu niște furturi de portofele. Nu-i rău, chiar și aici în Sinaia, unde sunt eu, am văzut vreo doi care au, România. Au furat un da, sunt în România. Călătoresc foarte des, dar acum am întors de sărbători în țară. Un pic mai devreme au fost doi coți de portofele, cum zici tu, dar au avut ghinionul să fie prinși, au fost călcați un pic în picioare. Deci nu îți recomand să vii în Sinaia, că aici sunt vigilenți oamenii. A, păi... Da. La mine are noroc să mă prinde cineva, că... Nu. Mă... Echivez. Da, trebuie să fii un pic agilă. Ești tare, te-am mai văzut pe live-uri și ești tare, să știi. Ah, mulțumesc. Te-ai făcut cunoscut? Păi nu, eu eram deja cât de cât cunoscut, dar pe YouTube mă știa lumea. Iar aici pe TikTok am descoperit din abonații de pe YouTube, deci mi-a fost ușor. Asta e secretul, că lumea mă întreabă cum de-am ajuns cunoscut. Păi, eu eram cât de cât cunoscut pe YouTube. Am înțeles. Auzi, ia uite, lumea te știe, ea e șefa de la Buzău, e sportivă. Deci te știe lumea de la mine. Deși tu ești cunoscută. Da, sunt cunoscută aproape toată țara. Foarte tare, felicitări. Da, doar că mi-am pierdut contul cel mare de TikTok, mi l-au închis. Păi de ce? Se plictisesc hackerii. Cine se plictisesc? Hackerii. A, hackerii. Păi înseamnă că erai populară, că și hackerul de ce ar ataca un cont dacă nu erai popular? Înseamnă că erai pe val. Eu și sunt pe val. Mic. A, păi da, dacă ai cont nou, trebuie să îl crești un pic. Marian, fă un match, păi nu știu dacă face meciuri, nu pot să fac meciuri așa cu toată lumea. Faci meciuri? Hai să facem. Zice lumea la mine. Hai să facem. Hai un match. Ia să vedem cu buldogul. Cred că o să mă bați. Buldogul e poreclă sau ce este? Nu, e un nume de scenă. Haideți cu tap-tapurile, Las tap-tap. E foarte bine că eu nu mai trebuie să zic eu nimic. Deci poți să spui și pentru ai mei. Da, dar și la ei și la mine. La mine, na, până îi învăț eu cum să treaba, știi? La mine nu prea, că eu am mai mult pensionari. Au venit pensionarii mei de pe... YouTube și fără să glumesc, la mine se uită foarte multe persoane în vârstă, că cu ajutorul meu călătoresc așa prin toată lumea virtual. Eu dacă călătoresc prin toată lumea și fac live-uri, stă frumos pensionarul pe canapea și se uită, a, ce frumos e pe acolo, pe acolo. Mișto. Ce m-aș uita? O da. Să mă uit. O să mă uit și eu. Super. Nu am așa mare putere deocamdată. Presupun că în Sina ai fost, te-ai plimbat pe aici. Da. Am fost la Castelul Peleș.
Da, chiar acolo am fost un pic mai devreme, am venit de la Peleș și am fost mult la Mănăstirea Sinaia și acum merg către mașină, că merg către Azuga și Predeal, cu live-ul cu tot. Și încă doi trandafiri, dacă vreți voi, dacă vreți, dacă vreți, dacă nu vreți, nu vreți. Bună, bună. Haideți cu tap-tapul aici pe ecran să intrăm pe For You. Nu ai ce să vezi la Azuga, păi am auzit că pe Pârtia Șurica este zăpadă, nu? Acolo, Andres? Pârtia Șurica. Îmi spune lumea că nu este zăpadă pe nicăieri, doar într-un singur loc. Nicăieri cu un singur loc nu prea se cupă. Aici, în Azuga, pe Șurica. Am înțeles. Da, facem... da, mi s-a închis contul mare, dar o să continuăm pe ăsta, o să facem pe ăsta live-uri și distracții și de-alea. Mă înțelegeți voi? Deci acum e doar două puncte cadou, cine trimite se dublează, nu? Sau cum e? Da. Da, uite, ai susținere bună. Și tu. Am și susținere, dar e contul nou, l-am făcut de-al altăieri. Haideți cu tap-tapurile. Tap-tap-tap-tap-tap-tap. Păzea ta, Diana. Camelia, da, da. Un cadou, mersi. Salut. Haideți cu tap-tapurile să intrăm pe For You. Să creștem contul ăsta, să-i dăm iar peste cap. Cum adică să-i dăm peste cap, la ce te referi? Păi am să avut... terminești, dar nu prea-i cunosc. Cred că am avut... cea mai mare hype din România și de-aia m-a oprit. Are 10 ani fără mea. Cum? Am înțeles. Dar nu prea mă pricep la vocabularul de TikTok, îl învăț. Zic, mi-am auzit numele. A, da? Tatiana? Da, mi-am auzit pe acolo numele. Da. Păi era un grup de tineri care se uitau pe telefon, presupun că se uită la live, nu ce tare. Vă uitați la live, băieți? Ia. Ah, uite. Padre, te pup. Poate îi cunoști. Sunt acolo. M-am bine, te cunosc. Haideți cu tap-tap-ul. Haideți, că n-am avut 150 de persoane niciodată pe live. Așa puține. Cât anume? Eram pe contul celălalt, aveam 1000, 2000, 3000. Wow. Eu cel mai mult am avut 2755 în Amsterdam, dar le-am arătat vitrinele și fetele din vitrină, că acolo e o prostituție foarte dezvoltată. Am înțeles, atrage lumea. Da, corect. Dar n-am mai prins, vreo 2000 prin Dubai. Da, uite și în Dubai, când am fost, le-am arătat fântâna cântătoare și erau vreo 2000 de oameni. Deci trebuie să le arăți ceva. Dar tu dacă ai avut și 3000 înseamnă că... Păi nu am învățat nimic, am numai arătat brațul. Wow, da. Da, am fost aseară la OK. A fost foarte frumos, mi-a plăcut de voi. Ia uite ce spune lumea, că ești fain. Mulțumesc frumos și dacă nu-i cu supărare și vor să vadă Azuga și Predeal, eu acum mă sui în mașină și plec. Să vină și pe la mine. Îți au abonați. Glumesc, nu, doar dacă vor să vin. Te pup și să ai o zi frumoasă ca tine așa. Mulțumesc frumos. O, mersi la fel. Da. Din păcate merg către mașină. Problema e că nu știi niciodată cu cine intri pe live când vorbești de prima dată, dar descoperim lume nouă și interesantă, nu? Merg către mașină. Ba, mai mult acei tineri se uitau la live-ul ei. Deci, sau se uitau la live-ul meu? Dar nu, că au zis că o salutăm pe Tatiana. Deci, ea era Tatiana, înseamnă că se uitau la live-ul ei. Deci, vedeți? Așa aflăm de oameni noi aici pe TikTok. Tu stai în Sinaia? Nu. Am stat aici, în acest hotel, se numește Micul Castel și acum merg către parcare ca să-mi iau mașina. S-a blocat?
puteți să-mi spuneți dacă se vede? Hello? De se vede? Suntem live? Deci au plecat toți turiștii de la acest hotel. A rămas doar mașina mea. Ok, stai să deschid și poarta. Era deschisă, da, perfect. Asta înseamnă că nu mai... Opa. De ce nu merge? Ah, s-a lăsat cârligul. Borcea Travel Marian. Nu, canalul meu de YouTube e doar Borcea Marian. N-am mai pus și Travel. Deci dacă vreți să intrați, pentru că live-ul ăsta va continua, dar pe YouTube. Eu acum mă sui în mașină și continuăm pe YouTube. Iar pe TikTok revin abia pe seară. Că așa este regula. Un live pe TikTok și un live pe YouTube. Te întorci acasă la ora asta? Nu. Din Sinaia mă duc în Azuga și Predeal. Doar că fac live-ul pe YouTube. Iar apoi seara continui un alt live pe TikTok. Drum bun să ai. Acum care este destinația, cum ai zis, Azuga. Salutări din Sinaia. Salutări. Ești aici, în Sinaia? Dacă ești în Sinaia, de ce n-ai ieșit să-mi faci cu mâna să ne salutăm? Ai mâncat ceva? Nu, dar până aprind live-ul pe YouTube, că pe YouTube durează ceva până setez aparatura, că filmez cu altceva. Camelia, mă ajută să fac targetul ăsta, am 58 din 500. Asta înseamnă că am făcut 11% din target. Deci mă mai promovează pe mine TikTok-ul când am atins targetul ăsta de salutări. Hai, prin Bușteni nu treci? Ba da. Flori, ești în Bușteni? Opresc undeva, ne salutăm. Ia uite, Alex zice, tocmai a primit insignia pentru persoana care oferă cadouri, e pe locul 2. Alex, mulțumesc pentru susținere, the best. Hai să mulțumim, ia să vedem. Messina, Alex, Magdalena, Lordi, Adrian, El, Camelia, Popa, Corneluș, Plipli, Vio Viorel și Magic. Și tuturor care și-au tocit degetele dând așa tap-tap pe ecran, pentru că asta înseamnă like. Eu mă gândesc serios să mă mut la Brașov, mi s-a cam luat de București. Problema e că, nu știu, București e totuși un oraș mare, găsești de toate. Așa, într-un orășel mai mic, până descoperi orașul, până... sunt un pic comod, de asta nici nu aș vrea să mă mut pe undeva. M-am obișnuit în București, cunosc. O să te caut pe YouTube. Da, uite, eu continui live-ul fix pe canalul ăsta. Am aparatul în spate că trebuie să o scot, de aceea o să dureze un pic și o să fac o mică pauză, pentru că atunci când mai bei, mănânci ceva, tot ce intră trebuie să și iasă, dacă înțelegi ce vreau să zic. Și trebuie să fac o mică pauză de toaletă. Haideți că vă arăt canalul meu de YouTube. Dacă ar merge și netul, s-ar încărca. Perfect, da. Deci ăsta este canalul meu de YouTube. O secundă. Se numește Marian Borcea. Ieri am făcut un live cu Capricci. 10.000 de oameni. Wow, s-au uitat ieri. Foarte, foarte tare. Am clipuri, iaute, din Kuwait. Dacă vreți benzină, mâncare, viață, case ieftine, uitați-vă la clipul ăsta. Ia uite cum poți vizita statul Kuwait, cât e greu și cum obții viză. Ia uite. Deci, rugăminte, abonați-vă pe canalul de YouTube, pentru că în 10 minute încep live-ul din Azuga și Predeal. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Ne auzim pe seară aici pe TikTok. Revin. Salutare și stimă Marian. Pe unde mai ești acum? Sunt în Sinaia, dar tot mai plec.
V-am pupat. Rămâne pe martie să mergem în Hoia Baciu Mărian? Da, cu mare drag. Eu am zis că am câteva plecări deja stabilite, Arabia Saudită, Olanda, o insulă din Asia, nu vă spun unde, undeva, fiind insulă logică, în Oceanul Indian. Și după aia, uite, martie mergem cu Plipli, dacă e, în Hoia Baciu. O seară frumoasă, de seară? A, e trei, nu. O după amiază frumoasă, v-am pupat!